Bună ziua tuturor, stimate domnule rector al Universității Tehnice a Moldovei, stimată doamnă prorector pe activitate de știință și cercetare de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași, stimată doamnă prorector relații internaționale și imagine universitare de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași, stimați invitați de la Academia de Știință a Moldovei, de la Agenția Relației Funciare și Cadastro, de la Primăria Municipiului Ungheni, Republica Moldova, de la Primăria Comunei Ungheni, România, de la Întreprinderea de Stat, Direcția Bazinieră și de Gospodărire a Apelor, dragi colegi de la Universitatea Tehnică a Moldovei, dragi colegi de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași, dragi colegi de la Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova, dragi studenți, bine ați venit la conferința științifică din cadrul proiectului Rețele integrate de management a riscului de hazard, prescurtare HAZARM, din cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova, prioritatea 4.2, suport pentru activități comune de prevenire a dezastrelor naturale și create de om, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență în perioada anilor 2014-2020. Conferința științifică este organizată de către Universitatea Tehnică a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași, România, coordonator principal al proiectului HAZARM, și Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova, partener. Deși suntem în condiții de pandemie, noi, partenerii celor trei instituții, ne-am dorit foarte mult să desfășurăm această conferință. În acest context, conferința este organizată astăzi în regim hibrid. Lucrările conferinței urmează a fi publicate în Journal of Engineering Science de la Universitatea Tehnică a Moldovei, în Buletinul Institutului Politehnic Iași, publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași, secția Construcție Arhitectură, sau în Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie. Conform cu agenda conferinței de azi, oferim cuvânt de salut domnului Viorel Bostan, profesor universitar, doctor habilitat, rector al Universității Tehnice a Moldovei. Domnule rector, vă rog. Dragi colegi, doamna prorector, doamna decan, domnilor și doamnilor, eu în primul rând vreau încă o dată să reiterez sau să-mi continu gândul de ieri, fiindcă ieri am deschis un proiect extraordinar cu Universitatea Tehnică a Sachi din Iași. Aceste colaborări deja văd că sunt practic zilnice și acest lucru mă bucură extraordinar de mult, fiindcă suntem două universități frate-soră pe ambele maluri ale Prutului, care sunt convins că nu și-au exploatat la maxim acel potențial enorm care există și, de fapt, să devenim doi poli de excelență tehnică, intelectuală și experimentală pe ambele maluri ale Prutului. Că, de fapt, astea sunt podurile create între țările noastre, care, de fapt, nu poate să le distrugă nimeni. Cum spuneam, deja avem mai multe proiecte transfrontaliere cu Universitatea Tehnică a Sachi de Iași. Ne bucurăm că în acest proiect avem mai mulți parteneri de la Academia de Știință a Moldovei, parteneri din partea autorităților locale și centrale și, de asemenea, acest proiect este unul extraordinar de util și actual astăzi, când vorbim despre integrarea mai multor domenii pentru a rezolva misiunile formulate de societate. În primul rând mă refer la domeniul riscurilor naturale care există în Republica Moldova și în România. Multidisciplinaritatea se manifestă prin implicarea specialiștilor atât din domeniul construcțiilor geodeziei, dar și specialiștilor și geologiei, dar și specialiștilor din domeniul
tehnologiilor informaționale, sistemelor informatice, geografice, partea de senzoristică este foarte importantă. De asemenea, trebuie să utilizăm tot mai mult inclusiv și tehnologii de frontieră, cum ar fi imaginile spațiale sau sisteme informaționale bazate pe inteligența artificială sau pe știința datelor. Acest volum de date ne va permite să înfruntăm corect și la timp toate riscurile și să prevenim sau să micșorăm efectele cauzate de calamitățile naturale. Deci, cum spuneam, interdisciplinaritatea sau multidisciplinaritatea este un aspect actual al cercetării din ziua de astăzi și, încă o dată, repet, mă bucur foarte mult că mai mulți actori sunt implicați în acest proiect extraordinar de important, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România. Vă doresc în continuare mari succese în realizarea acestui proiect. Noi de la Rectora stăm cu ochii pe voi, vă acordăm tot suportul necesar și o să acordăm în continuare și încă o dată mulțumesc Universității Tehnice Asache din Iași că este alături de noi, fiindcă împreună putem realiza lucruri extraordinar de frumoase și utile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În cele ce urmează, oferim cuvântul prorectorului pe cercetare și știință de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache Iași, doamnei Maria Carmen Loghen, profesor universitar, doctor inginer. Doamna profesor, vă rog! Astăzi la deschiderea acestei conferințe. Exact așa cum spunea domnul rector Bostan, aproape că zilnic deschidem câte un proiect și asta este, bine, astăzi nu este deschiderea proiectului, este deja o activitate. Proiectul cred că a fost primul care a fost adjudecat din acest apel și deja este în plin, să spunem, activitate, dar asta este foarte, știu eu, ne transmite așa o stare de optimism, pentru că este mai mult decât evident că suntem aici și la Chișinău ca să colaborăm, ca să putem construi căi comune pentru prosperitate. Exact așa cum prevede și cum promite acest program care finanțează proiectele pe apelul România Moldova, programul de european de vecinătate. Sigur că noi avem o istorie comună, avem o istorie a colaborărilor, o știință a colaborării. Nici nu știu ce caută granița între noi, vă rog să vă luați absolut literat, nu mă gândesc că nici cum geopolitic. Doar în termenii acestei colaborări continue pe care noi, Universitatea Tehnică din Iași, o avem cu Universitatea Tehnică din Chișinău. Sigur că domeniile pe care, care sunt abordate în cadrul acestor proiecte sunt domenii de mare actualitate, sunt domenii hot, care pun, dacă vreți, bazele unor proiecte viitoare. Pentru că sunt absolut convinsă că acesta este doar un prim pas formal de colaborare în cadrul unor proiecte europene și vor urma mult mai multe. Probabil că viitorul program Horizon Europe va deschide noi posibilități de colaborare. Viitorul program Erasmus Plus, care am înțeles că este foarte generos în fonduri, se va adresa unor colaborări bilaterale.
Deci vreau să luăm din aceste proiecte știința colaborării, să putem pune bazele unor noi proiecte, cum spuneam, pentru că avem ce spune împreună și împreună suntem o forță. Revenind la tema proiectului Hazarm, ce pot să spun decât că sunt absolut convinsă că colega mea, Irina Lungu, poate fi mult mai specifică în abordarea, eu știu, unor subiecte de specialitate decât mine, dar încă o dată vreau să vă felicit, vreau să ne felicităm reciproc pentru că vedem viitorul foarte, foarte promițător al acestor colaborări pe domenii de mare, mare, mare interes științific. Vedem posibilitatea de a dezvolta cercetări multi- și transdisciplinare, vedem posibilitatea de a dezvolta soluții și a dezvolta soluții care să poată fi utile și transferate imediat către societate. Vă doresc foarte mult succes pentru această conferință și pentru desfășurarea următoare a proiectului. Toate gândurile de bine se îndreaptă către colegii de la Universitatea Tehnică a Moldovei, sigur, evident, către colegii mei din Iași, către colaboratori, către stakeholder, către toți cei care sunt implicați în acest proiect extrem de important pentru toată lumea. Felicitări și mult succes în continuare! Doamnă proiector, nouă proiectă! În cele ce urmează oferim cuvântul doamnei proiector, relații internaționale și imagine universitară, profesor universitar, dr. Irina Lungu, Universitatea Tehnică Gheorghe Sati, Iași. Mulțumesc, doamnă decan, stimate domnule rector, profesor Iorel Bostan, stimată doamnă prorector Maria Carmen Rodin, colege din Universitatea Tehnică de Universitatea din Iași, stimată doamnă decan Dorina Nicolina Iisusescu a Facultății de Construcții din Iași, stimați colegi de la Universitatea Tehnică a Moldovei și de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sati din Iași. Este o plăcere de a mă alătura acestui eveniment care își găsește locul nu numai la un număr de luni de desfășurare a proiectului, ci și într-un context anticipat important și fierbinte de gestionat în perioada următoare. Și aici cuvântul meu este în raport cu modificarea eurocodurilor în ceea ce privește proiectarea, monitorizarea, execuția și urmărirea calității implementării proiectelor de construcții la nivel european. Și acum este în anchetă Eurocodul 0, care înainte se numea bazele proiectării structurilor în construcții, acum se numește bazele proiectării structurilor și lucrărilor geotehnice, pentru că cele două se cumulează în mod firesc. Iar în acest Eurocod, care dincolo că este triplu ca număr de pagini, este foarte profund ca conținut, se instituie clase de consecințe privind cedările, se instituie modalități concrete de desemnare a hazardurilor și, mai mult decât atât, sensibilități ale structurilor la diferite manifestări care sunt ale interacțiunii construcție-teren, dar și construcție-mediu, și când spun mediu, mediu construit și mediu natural, ca atare tot ceea ce urmează acest proiect să integreze, este cu atât mai bine venit în câștigarea de negocieri
la nivelul viitorului construcțiilor noastre și când spun negociere în sensul în care diferențele care apar prin evaluări ale hazardurilor în diferitele lor componente își vor găsi o bază comună cel puțin din două puncte de vedere, pentru zona de societală la nivelul proiectanților, la nivelul constructorilor în general și în special de monitorizare și desemnarea pragurilor de alarmă în anumite tipuri de acțiuni accidentale extraordinare. Și pe de altă parte, din punct de vedere a îmbogățirii conținuturilor, cursurilor, poate mai mult în programele de master și doctorat și prin aceasta crearea unei baze de specialiști care să lucreze în comun pentru a reduce prin aplicarea uniformă a eurocodurilor, a situațiilor în care ocazional ne putem găsi îndreptățiți, îngrijorați, să spunem, în viitorul interacțiunii construcțiilor cu mediul construit și cu mediul natural. Felicitări tuturor participanților și doamnei director de proiect, colega mea, Alina Nicuță Pecul, pentru faptul că proiectul merge bine, proiectului merge bine și prin aceasta și câștigului nostru comun îi acordăm o valoare intrinsecă dincolo de unele relații de colaborare existente între cele două universități. Din perspectiva unui viitor care se conturează într-un mod accelerat, spuneam, în domeniul construcțiilor de orice tip, această acțiune de astăzi sunt convinsă va fi urmată și de altele, și voi participa de fiecare dată în dublă calitate, să spunem, atât de reprezentant al universității, dar mai ales de reprezentant al facultății și al grupului de oameni cărora ne pasă de viitorul nostru. Succes desfășurării acestui eveniment în continuare și sperăm că poate la următorul vom fi nu de părți diferite al unui ecran, ci vom fi în aceeași sală și vom putea să continuăm comunicarea în toate dimensiunile ei, care atâția ani ne-a adus satisfacții și anticipăm ca aceste satisfacții să le menținem în întâlnirile viitoare în față. Vă mulțumim frumos, doamna primăriei. În cele ce urmează, oferim cuvântul domnului director tehnic Ion Șapca de la întreprinderea de stat, Direcția Baziniere și Gospodării. Bună ziua la toți prezenții. La bun început vreau să mulțumesc pentru invitația la această conferință, care este foarte importantă, ce își ține de managementul apelor, ce își ține de inundații, riscuri, management și de fenomenele naturale. Mi-a trezit interesul să fiu prezent la această conferință, fiindcă am fost cu mare bucurie și martorul la implementarea unui proiect transfrontalier, așa numit Estavert, finanțat de Uniunea Europeană, în mijlocit de Guvernul României, la consolidarea barajului Costești-Stânca, care se află pe malul drept și stâng, cât pe partea română, cât pe partea Moldovei. Este un lac cu un volum aproximativ de 1 miliard de metri cubi și prezintă un interes foarte important când
pentru ambele țări și ține de aprovizionare cu apă potabilă, industrie, irigație și realizarea debitelor de apă la contrainundațiilor. Am făcut cunoștință cu proiectul care astăzi e în discuții și am înțeles că la bază este elaborarea unui ghid pentru populație, ceea ce înseamnă pregătirea cât de cât a populației în caz de inundații, cu tremuri, alunicări de terenuri, asta este foarte important, și elaborarea unor hărți de hazard care vor fi puse la dispoziție. Ce e important că trebuie să cunoască populația, fiind chiar și de rândul ingineriei, am în vedere cadrele și sunt din domeniul managementului apelor, mai ales în hidromelioranții și mai departe, este, se vede esențial că este foarte scăzut și este binevenit astăzi, chiar și vreau să propun și au fost o propunere și la nivelul Agenției Apelor Moldovei, Ministerul Agriculturii, de a iniția tot un proiect transfrontal în pregătirea cadrelor și sunt în domeniul dat. Fiindcă doar este bine știut că, și ținând cont că astăzi acest eveniment se petrece aici în instituția unde este cuznița pregătirii a inginerilor, ar fi binevenit să ne aplicăm în pregătirea cadrelor venite. Ce vreau să mai adaug între aceea că ceea ce astăzi se află la noi în țară, eu aș vrea să spun, să menționez că totuși țara este bogată în ape. Suntem înconjurați de râul Prut, Nistru, cu un șir de afluențe, râulețe, bazine și permanent se cere monitorizarea nivelurilor de apă, mai ales în lacurile de acumulare, în cazurile chiar atunci când merg viiturile. Sare în vedere, permanent monitorizare, semnând la control starea lor, menținerea nivelurilor normale de retenție și să avem permanent grijă de reparație și întreținere lor. Cred că la situația de zi se cere o analiză a fenomenelor în ansamblu, în baza care se va face un plan de măsuri, cât și pentru raionul Ungheni din Republica noastră, cât și comuna Ungheni în România, de a denota riscurile în aceste de inundat și mai departe. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes în implementarea proiectului dat. Vă mulțumesc sprijinul dumneavoastră, domnule director. În cele ce urmează, oferim cuvântul doamnei dr. Maria Ovdi, șef direcție geoinformatică de la Agenția Relației Funciare și Cadastru din Republica Moldova. Doamna Ovdi, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă, stimată președintă al conferinței, doamna doctor inginer Liva Iulie, Sfântul Patentru. Deci, stimate domnul rector al Universității Tehnice al Moldovei, stimate corector al Universității de Iași, excelențe, dragi colegi, delegați și observatori, doamnelor și domnilor. Sunt onorată să mă alătur de domniile voastre la această conferință importantă cu genericul Rețele Integrate pentru Gestionarea Riscurilor de Hazard. Sunt foarte recunoscătoare pentru invitație și mă bucur că suntem conectați cu parcursul zilei de astăzi. De asemenea, îmi exprim recunoștința pentru și apreciere pentru organizatorii și vă felicit pentru modul productiv în care ați organizat această întâlnire. Deci, când mă uit la agenda conferinței, sunt impresionată de temele care vor fi prezentate și puse în discuție astăzi, pentru a mult mai bine aplicare deci obiectivele de dezvoltare durabilă. E posibil, sigur, că ridice gestionarea riscurilor de hazard, care sunt într-adevăr foarte importante, după cum au fost menționate anterior. Deci, Agenția Relații Funciare și Cadastru, în calitatea sa de comandator a infrastructurii naționale de navigațiune spațiale, a depus și depune eforturi considerabile pentru crearea și gestionarea datelor spațiale de referință pentru a vă pune la dispoziție, pentru a fi utilizate și pentru luarea de decizii și dezvoltarea economiei naționale. Deci, una dintre sarcinile de bază a Agenției Relații Funciare și Cadastru este de a pune în aplicare o politică unică a administrării și managementului datelor geospațiale în Republica Moldova.
Deci importanța sau valoarea acestor date, deci nu, nu o să discutăm, dar este recunoscută puțin sigur de Comitetul de Experți pentru a Națiunilor Unite pentru managementul datelor geospațiale la nivel global. Toată Republica Moldova nu este încă țară membra a Uniunii Europene, deci noi suntem prima țară în spațiul post-sovietic care în anul 2016 a transpus în legislația națională directivele Uniunii Europene Inspire privind infrastructura geospațială europeană. Adoptarea unui astfel de legi reprezintă o performanță majoră a țării și reglementează crearea sistemului de gestionare a datelor spațiale pentru susținerea unui proces de guvernare eficient și transparent la luare de decizii. Deci, activitățile în acest domeniu sunt pe crearea și menținerea rețelelor geodezice de stat și sistemul național de poziționare compus, crearea și actualizarea datelor spațiale de referință, așa ca imagine, foto, cărțile digitale și modelul digital al UNICEF-ului, din măcare frontierii de stat cu Ucraina și multe altele ce se referă la localizarea obiectelor geografice în teritoriu. Integrarea Republicii Moldova în infrastructura europeană de date spațiale, deci a început în anul 1999, când rețeaua geodezică națională și punctele rețele geodezice naționale de ordine zero au fost integrate în rețeaua europeană geodezică EURES. Dezvoltarea colaborării internaționale și asistența externă continuă să joace un rol important în realizarea obiectivelor stabilite în documentele strategice naționale, prioritare pentru domeniul de activitate a Agenției la Sfântia și Cadastru. La moment sunt în plină realizare o serie de proiecte de asistență tehnică pentru dezvoltarea infrastructurii geospațiale, pentru care pot fi menționate. Deci proiectul de asistență tehnică inițiat din partea Guvernului Galtul Noi Legii, hărți digitale pentru dezvoltare durabilă. Deci tot teritoriul Republicii Moldova în 2021 va fi acoperit cu hartă digitală de bază care va fi pusă la dispoziția domniilor voastre. Acum este, deci este o parte, toate datele sunt publice și pot fi accesate și utilizate de sectorul academic și deci, societatea integrată. Al doilea proiect foarte important pentru noi este proiectul Uniunii Europene Twinning, dezvoltarea serviciilor de infrastructură de date spațiale în Republica Moldova, conform standardelor Uniunii Europene. Acesta este al doilea proiect al Uniunii Europene pentru această temă, pentru dezvoltarea infrastructurii geospațiale în Republica Moldova. Un alt proiect important este proiectul Băncii Mondiale. Deci, proiectul de înregistrat și valoare financiară a venit de Banca Mondială, unde Agenția de Sistemul Financiar și Cadastru sunt parteneri pe proiect la două componente. Un component este, se referă la infrastructura de spațială, celălalt component este la evaluare și evaluarea fondurilor imobile în scopul depozitării. Și un proiect, numai puțin important, este proiect privind pilotarea platformei sistemului portal geografic pe nivel local. Spunem noi sigur la SIP-ul GIS local, pentru administrații publici locale de Republica Moldova, la moment este în plină realizare proiect pilot pentru municipiul Chișinău, după care vor fi extinse celelalte, deci un șef de autorități publici locale, prin comunitatea programa mea, comunitatea mea, deci este finanțat de către USAID și partenerul de proiect este inclusiv Agenții de Relații cu Ceea și Cadastru. Deci toate rezultatele proiectelor sunt publicate și vor fi publicate în viitor toate realizările de portalele bine cunoscute de dumneavoastră, deci geoportal, .md și www. Moldova .md. Deci pentru demonstrarea serviciilor de rețea este creat de geoportalul .tip al infrastructurii transfațiale. Puteți urmări, bănuiesc, deci sectorul academic în primă, deci utilizează și studenții, utilizează această pagină de www.geoportal.gov.md. Deci, pentru a pune la dispoziție toate noutățile și informații și titlul de situația curentă la dezvoltarea infrastructurii geospațiale, pune pe două, este creată pagina informativă, deci www.geoportal.gov.md. Deci toate datele geospațiale deci sunt puse la dispoziția domniilor voastre pentru deci, utilizare și ridicare capacității. E cum păstiv,
distinși delegați, sunt recunoscătoare pentru cooperarea strânsă cu sectorul academic. Deci noi avem pe comă o istorie foarte bogată de cooperare, de schimb de informații, de instruirea studenților, de desfășurarea practicilor de producție aici în sectorul, în cadrul agenției asistențiale și cadastrului și instituțiilor sale. Deci acest lucru sporește dezvoltarea capacităților și luarea de decizii și activități comune de prevenire de disastrelor naturale și create de o precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență. Permanent există metro lucrări. Noi trăim într-o lume în continuă schimbare. Principala provocare pentru noi este de a ne menține compas înainte acestor schimbări. Pandemia COVID-19 ne-a readus în atingerea obiectivelor pentru situații critice, unde sunt necesare acțiuni urgente la toate nivelurile societății. Sunt convinsă că eforturile comune vor oferi oportunități bine gândite de a construi și extinde capacitățile de colaborare pentru a răspunde provocărilor cu care ne confruntăm zi de zi. Doresc să vă felicit cu organizarea conferinței de astăzi, în special cu numeroasele legături de colaborare care au fost dezvoltate până la un moment și sunt păstrate în special în aceste vremuri dificile și critice ale pandemiei. În final, permiteți să vă doresc toată sinceritatea, mult succes în sesiunile de lucru al conferinței, sănătate și împliniri, iar efortul zilnic pe care depuneți la locul de muncă să vă aducă satisfacție și să vă motiveze pentru noi realizări. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Așa cum am mai menționat domnului director tehnic de la Direcția Bazinieră, contăm și pe sprijinul Agenției Relații Funciare și Cadastru. Vă mulțumim foarte mult! În cele ce urmează, oferim cuvântul domnului Savin Vladimir, arhitect șef al primăriei orașului Ungheni din Republica Moldova. Vreau să menționez că domnul Savin Vladimir este absolvent al Universității Tehnice a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură. Vă rog, domnule arhitect. Da, deci bună ziua. Vin cu un mesaj de salut din partea administrației publice locale a municipiului Ungheni către administrația și colectivul Universității Tehnice, către cei prezenți și invitați la conferința de astăzi. Salut și vecinii noștri de la Iași și Comuna Ungheni. Cu siguranță, natura, fenomenele și efectele acestea nu cunosc frontierele. Și atunci este absolut necesar și binevenit ca consolidarea eforturilor sau capacităților să vină cumva închegate într-un program. Țin să vă mulțumesc, doamna decan, pentru implicarea municipiului Ungheni și a regiunii Ungheni în cadrul acestui program. Vă asigur că nu doar poziția geografică este cumva un avantaj al municipiului Ungheni, dar și capacitatea de a colabora și de a fi de folos în cadrul anumitor proiecte. În calitate de parteneri și eventuali beneficiari al produsului care va fi generat de acest proiect. Așteptările noastre sunt mari. Vă asigur că aveți tot sprijinul și suportul autorității publice locale Ungheni. Cu siguranță rezultatul acestui proiect va sta la baza unor actualizări și elaborări de strategii la nivel local, dar și nu în ultimul rând actualizarea a unor compartimente a planului urbanistic general a localității, a municipiului Ungheni, care, apropo, în 2014 a fost posibil de elaborat grație programului operațional comun. Eu vă doresc succes, ne dorim succes în continuare în cadrul acestei conferințe și în cadrul activităților care urmează în implementarea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru deschidere spre cooperare. Am avut o întâlnire acum 2 săptămâni în Ungheni. Vreau să vă spun că am rămas plăcut surprinsă de întâlnirea care am avut-o la primărie și au fost toți deschiși spre cooperare să ne prezinte materiale, proiecte ce au avut și vreau să vă felicit că ați avut cu adevărat proiecte anterioare esențiale de dezvoltare nu doar a municipiului Ungheni, dar și a Republicii Moldova, drept ca exemplu. În cele ce urmează, ofer cuvântul doamnei decan,
profesor universitar, doctor inginer, doamna Dorina Isopescu, decan al Facultății Construcții și Instalații de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași. Vă rog, doamna decan. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor, vă salut de aici, de la Iași și unde vremea este frumoasă și arată că această conferință chiar are un start foarte bun. Salut pe cei prezenți, pe domnul rector, doamna decan, vă mulțumesc pentru invitație. Alina, mulțumesc foarte mult și pentru invitație, dar și pentru faptul că ții facultatea alături de acest proiect. Noi salut pe toți cei prezenți astăzi în această întâlnire. Sunt foarte onorat de participarea la această întâlnire, cu atât mai mult cu cât de alte zile și eu am foarte multe preocupări pe domeniu. Ideea de a dezvolta niște strategii pentru a combate împreună cu prietenii de peste tot aceste manifestări de hazard ale naturii sunt benefice și cred că ne vor sprijini demersurile noastre ulterioare. M-am uitat un pic pe țelul și pe obiectivele acestui proiect. Sunt mărețe și deosebit de importante. Vreau să vă spun că citind aceste obiective, mi-am adus aminte de anul 2009, când, lucrând la acel moment în administrația bazinală de apă prut în lat de aici, din Iași, ne-am înțeles foarte bine cu prietenii de peste prut, din Republica Moldova, pentru a gestiona multe din problemele legate de inundațiile care au fost în acel an. Fără colaborare, nu am fi reușit să salvăm bunurile și să salvăm viețile de-a lungul Prutului. În acest sens, cred că acest proiect este foarte important și rezultatele vor fi benefice pentru ambele țări, dar cel mai mult vor fi benefice pentru oameni, pentru că noi vom reuși astfel, sau dumneavoastră, echipa proiectului, veți reuși astfel să gândiți măcar un start pentru niște strategii care să ne facă să lucrăm împreună și să cooperăm imediat în momentul în care apare o problemă deosebită. Și cutremurul este un risc natural care ne face să fim întotdeauna îngrijorați. Așteptarea unui mare cutremur persistă permanent în sufletul și în mintea noastră și de aceea orice idee, orice strategie care poate să ne ajute să eliminăm pierderile de vieți omenești, că până la urmă casa o construim, blocul construim, dar important este să nu avem pierderi de vieți omenești. De aceea, salut încă o dată inițiativa pe proiect. Alina, felicitări pentru idee împreună cu cei care colaborez. Sper să aveți niște rezultate deosebite și să ne ajute pe toți în ceea ce va veni în viitor. Poate că unii dintre noi nici nu ne dorim să mai prindem în această viață vreo situație deosebită, dar cu siguranță cei mai tineri vor trebui să gândească și strategii și soluții pentru evenimentele viitoare care vor veni. Felicitări tuturor, mă bucur că am particip la această întâlnire. Mulțumesc foarte mult de invitație și vă invităm și noi aici la Iași atunci când se va putea. Criza de sănătate în care ne aflăm cu toții nu permite, dar să sperăm că într-un viitor foarte apropiat vom putea să ne vedem, să ne spunem ideile și să creăm împreună să spunem un proiect care să fie încă o dată benefic pentru ambele maluri ale Prutului. Mult succes în continuare și multă sănătate! Doamne, vă mulțumim foarte mult!
urmează, avem un invitat surpriză, este online, este un fost partener al facultății noastre, a Universității Tehnice a Moldovei din Italia, a unui proiect anterior, Smarico 2, îi spune Augustino Avanse. Dear Augustino, welcome at Technical University of Moldova, welcome at our conference Hazar, greetings from Moldova, please. Mulțumesc pentru invitație. Eu nu vorbesc bine limba română, but I do my best. So, sunt onorat și am participat la, la inerțile. Eu am fost la Chișinău din 2013 până la 2016. I was the local project manager of flood risk management plan for Moldova, funded for the former Ministry of Environment, funded by the European Investment Bank. I spent in Moldova, in Chișinău, and in all the country, three very nice years with my Moldovan colleagues. Working on flood risk management, so collecting data and information on hydrometry, modeling river flood, all the tributaries of the river flood within Ugin district. We produced flood hazard mapping and flood risk mapping, delivering also important information to the district for the flood risk management and protection of the people of the agricultural areas of the heritage site. So, greetings from Trieste, from Italy. I'm based in Trieste, Italy. That's all for the moment. I think we will speak more in the afternoon when I have the presentation together with my cinegrammer. Mulțumesc pentru invitație. Thank you, dacă e nevoie să traduc puțin, dar de fapt e înțeles pentru tot, să știu. Dacă este nevoie. Bine, puteți, da, așa. Bună ziua, sunt Vasile Grama, expun cuvintele lui Agostino. Este în Republica Moldova de 2000, de fapt a fost prima dată Republica Moldova în 2013, în perioada 2013-2016 a implementat un proiect, fiind managerul local al acelui proiect, proiectul care a ținut de asistența tehnică pentru elaborarea unui master plan privind protecția teritoriului Republicii Moldova de inundații. Acest proiect a fost implementat cu suportul Băncii Europene de Investiții, inclusiv cu participarea principală sau puternică, foarte, din partea companiei Beta Studio din Italia, care Augustino vă reprezenta. În cadrul cât a fost aici, nu l-am menționat că a avut o perioadă bună, a început să facă cursuri chiar și de română, de aceea și vorbește română. Totodată au mai fost câteva proiecte în care a fost antrenat, a lucrat cu acest domeniu de modelarea hidrologică a bazinelor acvatice în vederea modelării riscului de inundații, s-au dobândit, s-au obținut cărțile de hazard, cărțile de risc, inclusiv și alte rezultate, inclusiv anumite propuneri de măsuri structurale și nestructurale privind protecția teritoriului Republicii Moldova de inundații. Unele aspecte le voi expune în prezentarea care va fi expusă mai târziu. Mulțumesc! Colegi, continuăm conferința noastră de astăzi și în cele ce urmează, managerul proiectului, doamna Alina Mihaela Nicuța, de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asahi Iași, va face o prezentare cu privire asupra proiectului. Vă rog frumos, doamna Nicuța! Mulțumesc foarte mult, doamna Becar, pentru cuvântul care mi-l dați. Imediat am să încerc să dau de pe calculator prezentarea. Prezentarea este în limba engleză, dar eu am să, oricum, am să vorbesc în limba română. Proiectul nostru, rețele integrate de management a riscului de hazard, mi-am permis să iau această imagine realizată
de către unul din colegii noștri de la Facultatea de Hidrotehnică. Mi s-a părut foarte edificatoare pentru proiectul nostru și pentru ceea ce vom lucra în continuare și din modul în care am gândit noi să structurăm acest proiect. Da. Am să vă rog să-mi spuneți dacă nu... am dat un full screen și nu știu exact dacă se văd, dacă rulează imagine. Se vede. Da? Bine, bun, mulțumesc mult. Am structurat prezentarea în două părți. Prima dintre ele, de unde am plecat, și a doua, unde suntem în acest moment, la 6 luni, 5-6 luni de la începerea proiectului. De unde am plecat? De la, în primul rând, de la un open call de propuneri de proiect, care beneficiau de o finanțare a Uniunii Europene, acest program prin programul operațional comun România-Republica Moldova. Și primind mai multe informări legate de această competiție de proiecte, bineînțeles că am avut o idee de a gândi o echipă, de a gândi un proiect pe această temă pe care eu personal o începusem ca și parte de cercetare într-un proiect anterior, un proiect Roaders, la noi în cadrul facultății, eram membru în proiectul respectiv. Și m-am gândit să transfer o parte din informațiile pe care le-am acumulat în proiectul Roaders către un nou proiect transfrontalier cu Republica Moldova. Ideea de a crea o legătură între România și Republica Moldova pe acest segment al managerierii riscului de hazarde naturale, riscului și, bineînțeles, acțiunilor și planificării cadrul situațiilor de urgență. Apoi, următorul pas, crearea unui parteneriat. A fost nevoie de câteva drumuri la Chișinău pentru a găsi partenerii pe care îi avem astăzi în proiect. Deși nu au fost partenerii inițial pentru proiect, că știți cum e, la un moment dat se alege. Din recomandare în recomandare am ajuns să o cunosc atât pe doamna decan, cât și pe domnul director de proiect, cu care zic eu că am făcut o echipă destul de bună, chiar foarte bună, atât în momentul, în faza de pregătirea proiectului, depunerea, documentație, a fost o muncă destul de mare și au fost momente de activități contra cronometrul în depunerea proiectului, chiar și în faza de semnare finală a proiectului de anul acesta. Mai ales în contextul pandemiei cu care ne confruntăm. Proiectul a început în iunie anul acesta și va ține până în decembrie anul viitor. Sperăm noi, fără întreruperi, sperăm ca situația să se îmbunătățească, să nu fie nevoie să întrerupem proiectul din anumite considerente internaționale, nu pentru că ar ține de activitatea noastră. Și sperăm să mergem cu această activitate continuă până la finalul anului 2021, în cele 18 luni de proiect angajate. Proiectul se încadrează în categoria proiectului soft, în acea competiție transfrontalieră, la obiectivul tematic 8 din 11, al provocărilor comune în domeniul securității și siguranței. Prioritatea 4.2, susținere pentru activități comune de prevenire a dezastrelor naturale și umane, precum și acțiuni comune în domeniul situațiilor de urgență. Scuze-mă, Alina, dar nu se vede, nu se văd slide-urile, se vede doar partea modelului acolo.
Exact la asta mă refeream. Mulțumesc mult pentru că mi-ai spus. Da? Ok. Acum da. Se vede? Cred că am să lăs în acest format mai da, redus. Se vede. Se vede și așa. Se vede bine. Avem o pagină de Facebook, avem o pagină de proiect care este în construcție pentru, mă rog, au fost niște, un mic delay, o întârziere legată de finanțare, astfel încât nu am putut persoana care este, care urmează să fie angajată pentru realizarea paginii web, nu avea cum să fie angajată până în acest moment, astfel încât pagina web a proiectului încă este în fază de construcție, dar avem platformă și se lucrează la ea, iar toate componentele de vizibilitate sunt pregătite pentru a fi încărcate pe pagina respectivă. Avem întâlniri, ședințe pe platformele Google sau pe alte tipuri de platforme mai des decât ne-am fi propus în proiect. Ne-am adaptat situației, avem nevoie de a comunica între noi, astfel încât folosim toate modalitățile posibile. Avem ședințe manageriale, ședințe pe grupuri de lucru, ședințe cu întreaga echipă. De cam așa ne desfășurăm noi activitatea. În format mai restrâns pentru discuțiile la nivel de management și în format mai extins pe partea de documentare, informare, discuții între membrii echipei. Avem grupurile de WhatsApp și grupul de Iași și grup cu toată echipa și grup de management și cam cuprindem tot ce se poate din acest punct de vedere. Și suntem vizibili, bineînțeles, pe site-urile web ale facultăților de construcție și instalații din Iași și a facultății Universității Tehnice din Moldova și pe site-ul Institutului de Geologie și Seismologie din Republica Moldova. Am luat așa câteva print screen-uri cu pagina de Facebook a proiectului, cu extrase de pe site-ul facultății și de bineînțeles de pe site-urile celor două instituții partenere, unde avem rezervat locul nostru pentru promovarea proiectului și evenimentelor legate de proiect. Și bineînțeles, suntem vizibili și pe pagina web, pe Facebook-ul, pagina de Facebook a programului transfrontalier România-Republica Moldova, unde avem chiar, a fost realizat în urmă cu câteva luni un scurt video de promovare a proiectului la solicitarea celor de la Agenția de Colaborare Transfrontalieră. Au fost câteva zile de manifestări științifice și am pregătit un video de promovare și vizibilitate a proiectului nostru pe care l-am trimis și care există și poate fi vizualizat pe pagina de Facebook a programului care ne-a finanțat. Cam așa sunt întâlnirile noastre, destul de dese, aș spune eu. Avem elemente, lucruri pe care trebuie să le clarificăm, elemente pe care trebuie să le discutăm, astfel încât oricând apare câte o problemă, când realizăm o ședință online, toată lumea este acolo și ne spunem ideile și părerile și planurile. Și zic eu că sistemul acesta, deși poate nu la fel de plăcut ca discuțiile față în față, reușește să dea rezultate. Mai este și o variantă la fel ca și conferința noastră de astăzi, de lucru, o variantă de lucru în sistem hibrid. Ceea ce înseamnă că să spunem, în Republica Moldova se lucrează face-to-face, intervine cineva din Iași
în varianta online, cum suntem și astăzi cu această conferință, în cadrul acestei conferințe, tot așa pentru a promova proiectul, pentru a discuta cu partenerii, pentru a obține informații necesare pentru proiectul nostru. Deci orice mod de lucru este abordat, astfel încât să nu fim nevoiți să blocăm evoluția proiectului nostru. La momentul acesta, în partea de în conformitate cu activitățile propuse și cu diagrama Gantt pe care am realizat-o și pe care o să o prezint imediat, am realizat până în acest moment tot ce ține de partea de comunicare sau marea majoritate a materialelor legate de comunicare și vizibilitate. Avem logo pentru proiect, logo pentru care mulțumesc foarte mult colegilor de la Facultatea de Arhitectură și de și Urbanism din Republica Moldova, din Chișinău, care ne-au ajutat cu realizarea acestui logo. Și pentru orice componentă de vizibilitate legată de proiect, aceste, să spunem, pentru broșuri, pentru orice element de vizibilitate trebuie să treacă pe la cei de la agenție în vederea primirii avizului lor. Am creat mai multe echipe de lucru, două echipe, una pe partea de inundații, o echipă pe partea de seism, ca și hazard, care vor lucra împreună pentru definitivarea hărților de hazard. În ambele echipe mai sunt colegii noștri care sunt specialiști pe componenta de alunecări de teren. Ei au un rol important atât în partea de inundații cât și în componenta de seism ca și hazard și atunci ei de cele mai multe ori sunt implicați în ambele echipe și participă la ambele ședințe de lucru. De asemenea, am luat legătura cu autoritățile din Ungheni, atât din Republica Moldova, colegii noștri de la universitate și la institut au fost deja într-o vizită și la o prezentare publică la primăria din Ungheni. În România, din păcate, nu am reușit să facem acest lucru face-to-face, am discutat doar telefonic și trimis invitație, trimis solicitări pentru obținere de informații din partea lor și au dat acordul, au fost de acord cu participarea. Singura problemă în zona Ungheni este în prezent zonă roșie și am încercat să evităm acele întâlniri față-față, care, să zicem că au fost pentru moment amânate. Și, bineînțeles, am început componenta de studii de amplasament în zona țintă și diseminarea informațiilor către autoritățile din Ungheni. Acestea sunt câteva imagini de la ședința care a avut loc la primăria Ungheni. Și, bineînțeles, avem și noi câteva întâlniri, să spunem, față-față între membrii echipei și noi fiind mai aproape de zona țintă, am putut efectua o serie de vizite în zonă, în Ungheni, să identificăm un spațiu de o zonă de analiză, care va fi analizată, pe care se va lucra. Îi avem pe colegii noștri care au făcut diferite vizite în zona respectivă și care au luat și probe de pământ și au stabilit și o rețea de monitorizare. Adică lucrurile deja evoluează destul de bine. Am trecut, am depășit etapa de state of the art, care era alocată, pentru care avea alocată primele 4-5 luni de proiect, către, să zicem, partea de studiu efectiv, analize în zona țintă, pe amplasament. N-am vrut să iau și să mai adaug aici și câteva imagini, tot preluate de către colegii mei de la Facultatea de Hidrotehnică,
trebuie să le dau dreptul de autor pentru aceste imagini foarte frumoase din surprinse în zona respectivă. Spuneam că am să parcurg așa foarte succint partea de activități și livrabile ale acestui proiect. Proiectul în total are un număr de 3 grupe de activități, un număr de 14 activități propuse. Dintre acestea, cele mai importante sunt crearea cărților de hazard, elaborarea ghidului de management al riscurilor și, bineînțeles, crearea și desfășurarea activităților în rețea, care, zic eu, activitate care funcționează destul de bine până în acest moment. Deci aici sunt, pot fi regăsite toate activitățile cu livrabilele aferente și, bineînțeles, perioada când ele sunt, când trebuie să înceapă, diagrama Gantt care apare pe slide-ul următor. La momentul acesta, aici, după cum vedeți, reprezentată cu această linie roșie, este momentul în care ne regăsim. Au trecut 5 luni de la începutul proiectului. Activitățile sunt în plină desfășurare pe proiect. Unele dintre ele au fost deja finalizate. Vom începe în curând și partea de raportare către agenție și, bineînțeles, va trebui să ne luăm un angajament către firme de audit, câteva firme de audit, care să ne monitorizeze partea de utilizare, distribuția fondurilor pe acest proiect. Să sperăm că ne-am ocupat cum trebuie de activitățile care, pe care le-am avut de desfășurat și pe care le desfășurăm în continuare, astfel încât să funcționeze foarte bine colaborarea și cu aceste firme de audit, verificarea partea financiară a proiectului. Din punct de vedere financiar, există suma pentru proiect, este plătită în tranșe, am reușit după 4 luni de proiect să obținem și partea de avans pentru a începe activitățile pe proiect care necesită investiții. De asemenea, instituțiile de care ține fiecare din noi ca și beneficiari au o parte de cofinanțare în acest proiect și cofinanțare care a fost susținută și pentru care mulțumim foarte mult universităților și, bineînțeles, Institutului de Geologie și Seismologie. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul alocat pentru această prezentare și vă rog dacă sunt întrebări la acest moment, dacă eu pot să vin cu o serie de informații suplimentare față de ceea ce am prezentat. Doamna Alina Mihaela Nicuța Trecu, vă mulțumim frumos pentru efortul dumneavoastră și pentru bună desfășurare a evenimentelor din cadrul proiectului și activitatea din proiect și într-un ceas bun, Doamne, ajută în continuare. Dacă sunt întrebări, stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult și continuăm cu următoarea prezentare. The use of geographic information system for flood prediction in the Ungheni Municipality of Republic of Moldova. Autor Alexandru Tabacar. Dacă nu, vă mulțumesc pentru atenție. Sper că mă aud. Da. Vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult. Autori Alexandru Tabacaru, Livia Nistorlopatenko, Alexandru Pantaz de la Universitatea Tehnică a Moldovei și domnul Iurii Bejan de la Institutul de Ecologie și Geografie. Va prezenta colegul meu, Alexandru Pantaz, doctorant. Bună ziua, stimați colegi!
Din anumite motive sănătatea Alexandru Tăbăcaru astăzi nu poate fi prezent. Aceea o să prezint eu această prezentare. Utilizarea sistemelor geoinformaționale pentru prognozare sau prezicerea inundațiilor pe teritoriul municipiului Ungheni, Republica Moldova. Care sunt obiectivele acestei aceste cercetări, acestui studiu? Este de a identifica area care poate fi afectată de inundații în municipiul Chișinău, utilizând sistemele geografice informaționale. Care au fost inundațiile recente, mai mari? În anii 2008-2010, râul Prut a avut loc inundații din motivul debitului de apă mare din Munții Carpați, cauzate de precipitațiile abundente, respectiv aceste inundații au afectat 85 de comune în 16 regiuni. Ca bază pentru crearea și prognozarea inundațiilor a fost utilizat modelul digital de elevație în baza bazate pe misiunea SRTM. Această misiune SRTM, datele au fost colectate de la NASA, fiind date gratis, respectiv rezoluția spațială acestor date fiind de 30 de metri. Ce ne permite să elaborăm aceste date? Având datele privind utilizarea terenurilor, tipuri de utilizare a terenului, putem face o suprapunere a acestor zone inundabile cu aceste tipuri de terenuri, respectiv putem face o analiză privind care tipuri de terenuri vor fi inundate. Alte date care au fost utilizate pentru crearea acestei analize au fost delimitarea sau metodologia de delimitare a corpurilor de apă conform legii numărul 272 din 23-12-2011. Țin să menționez că această lege a fost elaborată și corespunde cu directiva APE a Uniunii Europene. Cum are loc procesul de delimitare a corpurilor de apă? Fiecare râu, lac, are compoziția sa biochimică specifică. Respectiv, odată ce se revarsă un râu, ca exemplu, într-un lac, acel râu inițial este delimitat ca un corp de apă 1, odată ce se revarsă într-un lac, este deja acel lac, primește caracteristica de corp de apă 2, ulterior, acel râu care se revarsă din lac sau continuă mai departe, primește caracteristica de corp de apă 3 și așa mai departe. Din ce motiv? Fiindcă compoziția biochimică, odată ce se revarsă fie un râu în alt râu sau un râu într-un lac, se schimbă. Respectiv, când au loc inundațiile, are loc și schimbarea caracteristicilor biochimice a corpurilor de apă. Pentru modelarea inundațiilor a fost creat hărțile cu hazard de inundații de către compania Beta Studio, care a fost menționată anterior de domnul Grama, utilizând softul InfoWorks. Dacă o să atrageți atenția la legenda acestei hărți, avem regiuni cu risc de inundații de 0,1%, 0,5% și 1%. Ce reprezintă aceste procente? Nu reprezintă decât altceva regiunile de risc, de exemplu, 0,1% și 0,1%. Regiunile de risc cu posibilitatea de inundație odată la 100 de
ani. 0,35 odată la 500 de ani și 1% odată la 1000 de ani. De către administrația publică locală a municipiului Ungheni au fost oferite, ni s-a oferit planul urbanistic general, respectiv în aceste date au fost oferite în formatul DVG, AutoCAD, respectiv din aceste date au fost selectate parcelele de teren, clădirile, în urma unor transformări, exportări din AutoCAD, stabilirea sistemului de referință în ArcGIS. Am avut posibilitatea să importăm în ArcGIS acele terenuri și construcții. La suprapunerea, utilizând funcția intersecție în ArcGIS a regiunilor prognozate pentru inundare și acele parcele, s-a stabilit că un total de 69 de parcele cu construcții care pot fi sau vor fi afectate de către inundații. În baza datelor SRT, cât și a celor parcele, regiunilor de inundație, colegul nostru Alexandru a generat prin intermediul extensiei ArcScan 3D modelul 3D a regiunii date. Desigur, dacă o să vă uitați aici, pot să vă pară de ce la cineva pot să apară întrebarea că seamănă parcă avem munți aici. Simplu, a fost exagerat scara pe verticală de 10 ori, umărită de 10 ori. Colegul a dorit să evidențieze anumite lucruri. Ceea ce privește pe partea de WebGIS, toate aceste straturi, aceste date privind cărțile cu hazard de inundație au fost încărcate pe serverul WebGIS al companiei Arc, al companiei SRI, arcgis.com, și respectiv aceste date le puteți găsi în liber acces pe site-ul Direcției Baziniere, dacă nu greșesc, a Republicii Moldova, da, dgba.md. Ca concluzii, un total de 69 de parcele cu construcții pot fi afectate de către inundațiile care pot surveni în odată la 100 de ani, inundații mai masive, mai mari. Aceste hărți de hazard, cu risc de hazard, trebuie să fie incluse în crearea și gestionarea planul urban a atât a municipiului, nu numai a municipiului Ungheni, cât și a altor localități cu risc de inundație. Respectiv, unul din mesajele acestei concluzii este că este nevoie să încurajăm administrațiile locale să utilizeze aceste date pentru a face anumite prognoze, anumite analize de risc, pentru a exclude, spunem așa, emiterea anumitor, prevenirea riscului inundației, dar nu știu să spun. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim și noi, Alexandru, și îi transmitem pe această cale sănătate lui Alexandru Tabacaru, dacă este conectat și ne aude. Stimați colegi, dacă sunt întrebări. Poate o precizare. Da. Da, domnule. Alexandru a menționat că este acolo, deci, un calificativ 1%, 0,35% și 0%. 0,35% și 1%. 1% înseamnă probabilitatea producerii sau întâmplării la 100 de ani, 0,35 la 200 de ani și 0,31 la 1000 de ani. Deci e o precizare în acest moment. Am scuz, bă, am greșit notat eu lucrul ăsta. Modelare, atunci când se face modelare. Da. Dar unde puteți să vede acest procent. Da. Și bineînțeles că a fost o întrebare cu scară, că ai menționat că avem datele de la NASA 30 de rezoluție și aici cum facem suprapunerea cu datele de la 1 la 5.000 scara. Scara 1 la 5.000.
planul urbanistic a fost realizat la scara 1 la 5.000. Și adică rezoluția aceasta este prea... Rezoluția asta care este destul de groasă, aici, cred că Alexandru Tăbăcanu. Da, eu am lucrat la, cu datele de exportare. Ca verificare aceste date, ca să vedem cât de veridici sunt, am suprapus cu datele de pe Geoportal. Utilizând ArcGIS-ul, am încărcat serviciul VMS, respectiv precizia era destul de bună acestor date, privind parcelele și construcțiile. Domnul Gramă, vorbește de o georeferenție eventual, dacă adică da. Nu o scară mult la 5. Despre care precizie? Pe altitudine? Plan. În plan orizontal. Când vorbim de exact. Și întrebarea mea este dacă știți cumva care este precizia pentru regiunea respectivă a datelor noastre? 30 de metri rezoluție. Asta e rezoluția în plan. Pe verticală, pe verticală, din păcate, nu am dat. Asta urmează de determinat, de proiectul ăsta. Eu probabil că eu am ieșit până înainte, dar probabil că trebuie, una din misiunile proiectului este de validat aceste date și de... Păi astea sunt niște date inițiale. Nu poți să pui datele cu rezoluția 30 de metri, dar pe planul lung cu rezoluția de 1 metru. Pentru georeferențiere, nu, dar pentru o vizualizare, cât de cât aproximativ asta eu folosit. Nu vorbim acum de aproximativ. Noi trebuie să le spunem oamenilor că dacă vor fi inundații, trebuie să... Dar dacă este inundație și atunci parcela nu diminuiește în zonă, atunci credibilitatea la toate este egală cu 0,3 și 0,3. Aia este un studiu inițial, la zi, ceea ce avem date. Urmează, cum ați spus și dumneavoastră, domnul Chiriac, să facem niște investigări, să... ca veridicitatea acestor date să fie... Dar modelul digital de la Agenție de la Sfânceare și Cădasul Solar? Nu am luat, urmează. Nu. Am lucrat cu datele... Acel care a fost folosit pentru... Datele LIDAR, datele LIDAR, asta e una și încă mai este modelul care a fost folosit pentru crearea autoformului. Și o să mai trebuiască datele ce ține din nivelment, rețeaua din nivelment. Asta da, dar, urmează. Urmează să luăm, fiindcă la momentul ăsta e așa, o analiză generală. Situația la datele, la zi, astăzi, ce avem, datele pe care le avem la moment. Eu văd acest studiu ca unul mai mult teoretic. De fapt, scopul este că, de fapt, în general, pentru Republica Moldova, cărțile de hazard și de risc ele sunt, dar pentru regiunea, pentru raionul Ungheni, e nevoie de un studiu detaliat și aici ar trebui de lucrat cu date la scară mare. Asta urmează pe parcurs de colectat datele și respectiv din produs ca să lucrăm. Da. Nu spune că trebuie acum ce trebuie detalii de centimetri, dacă e vorba de inundații în lumea noastră și mai departe. De ce? Va trebui să lucrăm cu date la scară mare mai departe. Dacă componentă teoretică, eu apreciez ca una. Sigur, este un studiu de caz făcut de situația la zi, dar ceea ce va fi, adică un studiu detaliat și ceea ce ne dorim noi să facem în proiect, o să fie anume cu date precise, exacte. Dar în articol, eu consider că în articol, dar cum să pregătim și articolul, da? Sigur. În articol, eu cred că până când o să elaborați articol, trebuie de văzut aceste date noi am făcut scrisori, am făcut peste tot, suntem în așteptarea tuturor materialelor cartografice. Nu, eu n-am încredit. Eu vă spun că bine că în articol să fie, pentru că pare dubios că noi folosim datele satelitare cu rezoluție 30 de metri, dar noi le folosim cei care le avem acasă. Domnul Chiriac, nu nimic dubios, facem ulterior cum trebuie. Bine. Vă mulțumesc, Alexandru. Okay. Următoarea prezentare este de geodetică. Da, sunt întrebări, eu n-am. Adică eu mă uit la tot și n-am auzit. Dacă sunt stimați colegi de la Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache Iași, dacă aveți întrebări, vă deschideți microfonul, ne spuneți, vă rog.
Sigur că da, sigur, sigur. Da. Da. Domnul Chirea. Vă mulțumim. Deci, următoarea prezentare este The Geodetic Infrastructure of Ungheni District of the Republic of Moldova. Autor Vasile Chiriac, Dumitru Nucă, doctorant la Universitatea Tehnică a Moldovei. Domn Chiriac prezintă, vă rog. Numai când o să o puneți full screen, ca să oprește imaginea. Bună ziua la toți. Stimați colegi, vreau în primul rând să mulțumesc doamnei decan că n-a pus geodezia pe ultimul plan. Asta de acum este un plus foarte mare, fiindcă fără bazele geodezice este evident că nu poți să faci hărțele. Ei bine, s-a început cu hărțele, dar eu de acum am intervenit cu întrebările geodezice, fiindcă noi trebuie să avem în vedere precizia. Pentru noi este acum o prioritate și o posibilitate ca să vedem care sunt modelele existente și mai ales, evident, ca a terenului, a reliefului. Și atunci eu voi pune accentul, sigur că mai mult, pe sistemele de altitudine. În general, voi vorbi despre sistemele de referință, mai puțin despre rețeaua geodezică, dar mai mult o să vorbesc despre rețeaua de nivelment și de rețeaua permanentă GNSS, care poate fi utilizată și pentru validarea datelor modelelor existente. Pentru modelarea altitudinilor în sistemul normal este necesar de avut un model a quasi-geoidului de precizie. Și evident că voi vorbi și despre rețeaua gravimetrică națională. Așa, în general, dacă să spun despre sistemele de referință, ele sunt bine cunoscute, dar așa voi trece prin reviste. Sistemul existent în Republica Moldova este sistemul Moldref 99 și sistemul WGS 84 în proiecția cartografică Universal Transversal Mercator. Ceea ce a fost până în anul 99, noi am folosit de sistemul de coordonate sovietic, sistemul coordonate 1942 pe elipsoidul lui Krasovski în proiecția Gauss-Krüger. Pentru raionul Ungheni, regiunea, spunem mai bine, Ungheni, este această proiecție nu este atât de rău, fiindcă deformațiile sunt în jurul la 4 cm pe kilometru. Eu vorbesc de deformații lineare. În proiecția Gauss-Krüger în zone cu 3 grade, eroarea este mai mare, deformația. Iar în proiecția UTM nici nu se discută, fiindcă este 35 de cm și nu se folosește pentru scară mare, numai la scară de la 25.000 și în sus. Și evident că proiecția transversal Mercator pentru Moldova în zona de 3 grade și 25 de minute a fost stabilită special pentru hărți la scară mare. Fiindcă vedeți și în raionul Ungheni deformațiile sunt la nivelul de 2 cm. Pe kilometru. Este dimensionat faptul că legătura dintre aceste două sisteme WGS-84 și ETRS-89, sistemul european de coordonate, legătura este matematică. Iar pentru transformările de coordonate din sistemul 42,
în sistem, aceste sisteme sunt necesare determinări a parametrilor de transformare, ceea ce evident ne vor aduce erorile respective. Și de aceea, în cadrul proiectului, eu aș propune ca mai puțin să folosim materialele cele vechi, noi putem să le folosim numai în calitate de informație, în calitate de în cazul dacă noi va fi necesar să folosim aceste materiale, atunci este necesar să determinăm parametri de transformație pentru această regiune. Noi am avut o lucrare de teză de doctor, doamna Vlasenko, Ana, ea are softurile necesare pentru a crea modelul parametrilor de transformare în această zonă, în caz de necesitate. Este de menționat că în Republica Moldova, pentru a trece la sistemul de coordonate european, ETRS 89, a fost executate măsurători în anul 1999. În cadrul proiectului EUREF 99 au fost determinate coordonatele a 5 puncte de ordinul 0 puncte EUREF. Aceste puncte au fost determinate, după cum vedeți, cu precizie înaltă. De la cinci milimetri în plan până la 20 de milimetri pe vertical. Aceste observăm că în acest proiect au fost incluse și stațiile de referință care se găsesc pe teritoriul Europei și cu regret stațiile care au fost în Republica, în România, nu au fost incluse în cadrul acestui proiect, fiindcă au fost executate măsurători cu echipamente cu o singură frecvență și nu au fost acceptate pentru procesarea rețelei. Adică a fost o posibilitate să unim într-un mod oricare rețelele geodezice. Dar cu timpul, cu crearea rețelei permanente GNSS, noi această legătură de acum am înfăptuit-o. În Republica Moldova, începând cu anii 99, au fost executate mai multe lucrări geodezice ce se referă la dezvoltarea rețelei geodezice. Pe baza acestor 5 puncte EUREF au fost create rețeaua de ordinul 1, de ordinul 2 și în regiunea proiectului, după cum vedeți, noi avem un punct de EUREF de ordinul 0, un punct de ordinul aici la margine de ordinul 1, 5 puncte de ordinul 2 și 157 de puncte a rețelei de îndesire. Observăm că acoperirea raionului Ungheni nu este omogenă. De aceea, probabil, în zonele de cercetare va fi necesar de făcut măsurători suplimentare. Ce se referă la rețeaua de nivelment, aici noi trebuie să spunem că situația este mai bună în regiunea Ungheni, având în vedere că poligoanele de ordinul 1, sau mai bine spus, liniile de nivelment de ordinul 1, pe vremurile sovietice, de la Kronstadt, de la Fluxtocul, de la Kronstadt, se duceau de-a lungul frontierelor. Și iată aici, în zona frontierii, noi vedem o mulțime de repere de nivelment care pot fi utilizate pentru evaluarea modelelor digitale a terenului și probabil că se pot folosi și pentru crearea modelului quasi-geoidului în această zonă.
Eu, una din recomandările care eu aș spune al proiectului nostru este unirea rețelelor de nivelament dintre a Republicii Moldova și a României pe la podul de la Ungheni și de la Giurgiulești. Despre aceasta noi vorbim de acum vreo 10 ani. Agenția Relații Funciare și Cadastru a planificat aceste lucrări, dar cu regret până în zilele de astăzi nu sunt executate aceste măsurători. În cazul când noi vom avea această legătură, noi putem să fim ferm convins că barajele din stânga și dreapta prutului vor fi la același nivel. Ulterior, în anul 2011, au fost executate măsurători repetate în punctele EUREF și au fost determinate coordonatele stațiilor permanente. După cum vedeți, precizia este mai mare decât a rețelei geodezice și aceste puncte au fost incluse în rețeaua de ordinul 0. Pentru regiunea de cercetare, noi vedem că pe teritoriul Republicii Moldova avem două stații permanente și o stație permanentă în ea. Dar eu ce am spus? Republica Moldova. Nu, în Republica Moldova noi avem 10, da, două din ele sunt în regiunea respectivă și una în Iași. Nisporeni, Fălești, adică eu vreau să spun că acoperirea acestei zone este bună, fiindcă precizia măsurătorilor, mai ales în regim în timp real, RTK, este absolut important ca să fie acoperirea din ambele maluri a râului. Este posibil dacă se dorește. Da. Nu, păi noi avem legătură. Adică este un acord de colaborare dintre Moldpoz, dintre Moldova și România, pentru a folosi sistemul Moldpoz și Rompoz, stațiile în zona frontierei. De aceea, acestea este o bună parte a proiectului nostru, noi putem să le folosim. Ce se referă la rețeaua națională gravimetrică, aici noi vedem că în Republica Moldova situația este destul de bună. Noi am început măsurătorile gravimetrice în 2006 împreună cu Agenția Spațială din Statele Unite. Am făcut măsurători absolute în trei puncte, Chișinău, Giurgiulești și Briceni, cu precizie de 5 microgali. Și ulterior a fost îndesită rețeaua gravimetrică cu puncte de ordinul 1 și unul din ele, după cum vedeți, nimerește în raionul Ungheni, cu precizie de 10 microgali. Vreau să spun că asta este precizia, cea mai înaltă precizie care este posibil. Deci noi suntem, cu rețeaua gravimetrică, noi suntem la nivel european. Ulterior, scuze, am uitat imaginele astea să le scot. Imaginele astea ne arată cum se execută măsurătorile gravimetrice. Iată, în raionul Ungheni noi vedem că avem un punct de ordinul 1 și 11 puncte de ordinul 2, care sunt combinate cu punctele de nivelment, astea care cu negru, și cu punctele de rețele de îndesire. Sigur că în regiunea respectivă este necesar de îndesit puțin această rețea. De aceea noi planificăm sâmbătă, duminică și luni să facem măsurători în această zonă, în așa mod ca să putem să creăm modelul quasi-geoidului. Dacă vorbim de teritoriul Republicii Moldova, aici vedem că partea centrală este acoperită bine, da, și revine încă să continuăm lucrările în
partea de nord și partea de sud a Republicii Moldova. Ce se referă la modelarea quasi-geoidului, noi avem câteva modele. Modelul care a fost creat de Institutul Geodezie și Cartografie din Kiev, Ucraina, așa, a doilea, și care se folosește, s-a folosit și se folosește în Republica Moldova cu precizie de 5 cm. A doilea este modelul care a fost creat de către Universitatea Tehnică a Moldovei în cooperare cu Universitatea din Karlsruhe, precizia tot 5 cm. Și Uleana Danilă, care a fost doctorant în Stockholm, tot a făcut un model care precizia tot este 5 cm. Și modelul global, după cercetările care noi le-am executat, tot are precizie de 5 cm pentru teritoriul Republicii Moldova. De aceea, în Republica Moldova, oficial, se folosește modelul EGM 2008 pentru modelarea înălțimii quasi-geoidului. Sigur că 5 cm nu este suficient pentru validarea datelor și de aceea noi sperăm că în această zonă vom obține o precizie mai înaltă, da? Și vom putea să validăm datele care sunt în modelele digitale a terenului. În concluzie, vreau să spun că pentru a folosi cu succes hărțile de risc, noi trebuie să evaluăm aceste modele digitale a terenului, așa cum am menționat înainte. A doua este că sigur că noi vom folosi și înainte de inundații și după inundații tehnologiile GNSS în regimul RTK, fiindcă este rapid și este, dar este necesar să ridicăm precizia modelului quasi-geoidului și atunci noi putem în regim RTK să determinăm cu precizia de câțiva centimetri. Pentru a determina, mări precizia, este necesar de făcut totodată măsurători GNSS în punctele de nivelment. Ați văzut, sunt puncte de nivelment, sunt multe. Noi putem să selectăm punctele de nivelment de ordinul 1 și 2 în așa mod ca să putem să evaluăm modelul quasi-geoidului și să facem legătură a geoidului gravimetric cu rețeaua de nivelment. Și probabil că și din partea, din partea stângă, din partea dreaptă a prutului. Și pentru serviciile noastre MoldPost și RomPost, noi vom putea pune la dispoziție aceste date în așa mod ca în zona respectivă să fie precizia determinării altitudinilor să fie mai mare decât în zonele care nu sunt afectate de inundații. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru frumoasa prezentare. Stimați colegi de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași, dacă aveți întrebări la domnul Chireac de la Universitatea Tehnică Moldovei, domnul Grama, vă rog. Chireac, vreau să vă întreb, ați vorbit de mai multe puncte, din aceste număr de puncte, din diferite clase, sunt materializate în teren, cumva, monumentale materializate în teren, sau doar avem pe toate punctele geodezice sunt materializate în teren. Iată aici, iată, vedeți, ele sunt, sigur că, îngropate, da? Toate sunt materializate. Toate cele și de clasa 1, 2? Toate punctele sunt materializate. Iată, acestea sunt materializate. Altă este întrebarea dacă ele există în teren. Da? Nu. Ele sunt materializate. Pur și simplu, menținerea acestor puncte, da? Mentenanța. Da, mentenanța. Însuși, aceste puncte trebuie să fie odată în 5 ani verificate în teren.
Sigur că... Eu mă gândesc centrul punctelor în sine poate să fie, poate exterior punctul, dar centrul punctelor poate să fie. Dar trebuie de verificat. Nu, păi iată, uitați-vă care punctul pentru a face măsurători gravimetrici în punctul respectiv, da? A fost necesar să fie dezgropat acest. Ia uitați-vă. El se găsește, sigur că noi cu ajutorul receptoarelor GNSS noi putem să determinăm unde se găsește acest punct. Dar nu cred că este necesar toate 157. Noi o să căutăm punctele care sunt necesare. Exact. Exact. Stimați colegi de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași, vă rog dacă sunt întrebări, microfonul este deschis. Da, bună ziua! Bună ziua! Constantin, da. Constantin Chirilă mă numesc. Am ascultat cu atenție prezentarea domnului profesor Chiriac. Cumva complementar o să urmeze peste puțin timp și prezentarea situației din România. Aș vrea să-l întreb pe domnul profesor Chiriac dacă are o estimare a timpului necesar și a resurselor implicate în aceste determinări, mai ales pe partea de nivelment, deoarece dacă măsurătorile GNSS cumva sunt mai simplu de proiectat și executat, nivelmentul cere resurse de timp și, și resurse umane destul de însemnate și dacă ar fi o estimare, da, din punct de vedere al desfășurării în timp acestor lucrări și cam ce resurse umane ar fi necesare ca să acoperim acest tip de lucrări. Mulțumim pentru întrebare. Sigur că ar fi bine noi să facem măsurători de nivelment, dar după cum vedeți în Republica Moldova, rețeaua de nivelment în regiune este foarte bine dezvoltată. De aceea, noi planificăm să facem măsurători GNSS în punctele de nivelment pentru a determina înălțimea quasi-geoidului și pentru a valida însuși modelul quasi-geoidului care existent. De aceea, dacă vorbiți de legătura dintre, eu cred că în cadrul acestui proiect noi nu o să reușim să facem legătura între... Asta este de acum la nivelul agenției, dar ei au planificat aceste lucrări pentru anul viitor. Dacă va fi acoperită finanțarea, sigur că aceste lucrări vor fi făcute și la Ungheni și la Giurgiulești. Dacă în partea de României este necesar de făcut măsurători de nivel, dar eu cred că și acum, dacă dumneavoastră probabil că ați cercetat punctele de nivelment care se găsesc în zona respectivă. Da, aici trebuie să vedem și dacă cam ce areal o să cuprindem pentru acest model al quasi-geoidului, cât de extins va fi zona respectivă. Și să vedem și pe parte gravimetrică, noi încă nu avem determinări suficiente pe puncte în zonă. Și de aceea aici trebuie să vedem ce soluții găsim dacă mergem pe un quasi-geoid geometric sau quasi-geoid gravimetric în funcție de ce date vom avea până la urmă la dispoziție în ambele părți ale prutului. Dar pot fi folosite, eu n-am menționat în prezentare, dar pot fi folosite și hărțile gravimetrice care existente. Eu nu știu, la noi aceste hărți nu sunt cu caracter de serviciu. Secrete. Da, nu sunt secrete, da. Și noi putem să le folosim. Pur și simplu, nu, pentru noi nu este necesitate, fiindcă este acoperire cu date gravimetrice. Iar dacă, de exemplu, este posibil, se poate folosi hărțile cu anomaliile Bugge, după aceea le transformăm în anomaliile lui Faia și le folosim
dacă sunt la scară mare, am în vedere. Unul la 200 de mii nu prea ne interesează. Sunt, iată, e bine și eu am să cercetez întrebarea asta, poate noi avem undeva prin la depozite hărți 1 la 50 de mii cu date gravimetrice, care pot fi folosite, sigur că. Dar pentru a valida aceste date sunt necesare măsurători. Da, pe asta înseamnă deja, da, exact, să intrăm în lucru pe etapa următoare a proiectului. Exact. Deci ideile sunt promițătoare, așa. Exact. Pur și simplu, eu am înțeles întrebarea și pe mine mă interesează zona și pe cine nu întreb, tot spun, da, ceva. Dar problema este între aceea că noi trebuie să determinăm zona, având în vedere posibilitățile financiare, posibilitățile, noi putem să stabilim o zonă foarte mică. De exemplu, zona care a fost arătată de Alexandru Pantasta, da, zona de risc, noi putem acolo să facem niște cercetări în zonă și după aceea să dăm recomandări. Cum ar trebui agențiile noastre să lucreze? Eu am văzut că măsurătorile gravimetrice în România s-au început de la frontiera de vest. Da, da. Asta urmează să vă fie. Așa este. Da. Încă nu a ajuns în zona Moldovei. Da, de aceea noi mergem și noi mergem spre vest, dar având în vedere suprafața este mică, noi am reușit într-o câțiva ani am reușit să creăm aceste rețele. Domnul profesor, da. Kiril, vă mulțumim pentru intervenție. Da. Mulțumim. O altă întrebare, stimați colegi, dacă este? Dacă nu este, o altă întrebare, domn Chiriac, ați spus că nu am uitat de geodezie. Eu la formare sunt inginer geodez, dar aici în echipă nu uităm nici de construcții, nici de geologie, nici de alunecări de teren, nici de seismologie, nici de geotehnică. Doar toți împreună, toți împreună am format această echipă frumoasă și ne-a reușit. Vă mulțumim, domnule Creac. Următoarea prezentare este Time Management in Case of Natural Disasters. Autorii Alina Mihaela Nicuța Precul, Eduard Antonie de la Universitatea Antohie, pardon, de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache Iași. Prezintă doamna Alina Mihaela Nicuța Precul. Vă rog, doamna Alina. Mulțumesc foarte mult. O să fie greu cu prezentarea dată, cu o prezentare așa de bine pregătită a domnului profesor Chiriac. Cercetarea pe care eu împreună cu domnul profesor Eduard Antohie am început să o... Sunt câteva cercetări pe care am început să le facem în zona noastră, o secundă. Prezentarea pe care o regăsim sub titlul Managementul timpului în cazul dezastrelor naturale, se dorește a fi structurată pe trei componente. Prima dintre ele ar fi partea de proceduri și management în cazul dezastrelor, care pun accentul pe eficiența activităților și intervențiilor în timp. Intervenții, mai exact intervenții cât mai rapide și eficiente în cazul manifestării unor hazarde naturale. De asemenea, important rolul pe care îl are fiecare individ în parte într-un astfel de eveniment și anume comportamentul persoanelor înainte, în timpul și după un eveniment de hazard și, bineînțeles, un studiu, o cercetare în zona Onghen pe care am început să o, pe care am realizat-o, este doar în fază inițială, o simulare a unei intervenții ISU de urgență în zona țintă Onghen. În primul rând, când am pornit de la ideea că în momentul manifestării unui dezastru există trei elemente care apar în formă naturală, și anume panica, haosul și confuzia.
Aceste trei sunt elemente care apar la orice manifestare a unui hazard. Când un eveniment, un dezastru se conturează, autoritățile trebuie să acționeze în sistem de urgență în vederea păstrării sub control a situației respective. Se impune, în vederea unei comunicări eficiente și unei acțiuni eficiente, formarea unei celule de criză, în care fiecare membru component al acestei celule de criză trebuie să aibă un rol bine stabilit. Astfel de celule de criză se formează, în general, când este vorba de dezastre naturale, biologice sau dezastre realizate de man-made, așa numite. În acest sens, este foarte important să se acționeze, deci ca acțiunile să fie îndreptate către evaluarea situației, prioritizarea intervenției, organizarea echipelor de intervenție, îndepărtarea acțiunilor neesențiale pentru intervențiile respective și planificare ulterioare, da? Pentru acțiuni viitoare. Managementul timpului în cazul dezastrelor naturale presupune trei tipuri de intervenții. Intervenții pe interval de timp scurt, mediu și lung. Intervențiile pe timp scurt sunt de la minut, la nivel de minute până la zile, cele medii de la săptămâni la luni și cele pe termen, intervențiile pe termen lung sunt pe ordinul lunilor până la nivel de an. În cadrul managementului dezastrelor vorbim de trei componente. Acțiuni înaintea unui dezastru, în timpul manifestării unui dezastru natural, să spunem, și după faza de manifestarea hazardului. Înaintea componentei de dezastru avem partea de construirea capacității, dezvoltarea capacităților de pregătire, avem partea de prevenție și pregătire pentru a face față unor situații de urgență. În timpul unui dezastru avem activități de salvare și de salvare a persoanelor, iar în partea de ulterioară unui dezastru avem componenta de reconstrucție și de reducere și de eliminarea consecințelor manifestării respective. În cele trei componente, înaintea unui dezastru avem partea de evaluarea riscului, crearea hărților, evaluarea vulnerabilității și hazardelor dintr-o anumită zonă sau un anumit spațiu, măsurile de ordin structural și non-măsurători, analize de ordin structural și non-structural, partea de componenta de planificare a situațiilor de urgență și a răspunsului la situații de urgență, partea de recuperare și reconstrucție ulterioară unei astfel de manifestări de hazard și, bineînțeles, pregătirea pentru potențialele hazarde sau dezastre naturale. În timpul unui dezastru este foarte important să avem, pe de o parte, un răspuns individual al individului la aceste manifestări, până care să fie realizat până la sosirea autorităților, care să consiste într-o securizare a siguranței personale și a celor apropiați, componenta de salvare și de oferire a măsurilor, de asigurare a măsurilor de prim ajutor. După care, pe lângă acestea, deci pe lângă răspunsul individual, este vorba de un răspuns a autorităților, o acțiune a autorităților, prin intervenții imediate, prin partea de căutare și salvare, partea de securizare a componentei de alimentație, apă și adăpost, precum și partea de componentei sanitare. Și, bineînțeles, de recuperare și de salvare efectivă a persoanei.
după manifestarea acestui fenomen, există partea de reconstrucție și de reabilitare, și anume partea de reconstrucție a tot ce ține de servicii și funcțiuni, tot ce ține de parte de punere în funcțiune a componentei electrice, comunicații, gaz și așa mai departe, precum și partea de reconstrucție și prin măsuri preventive și refacere a tuturor serviciilor disponibile. Proiectul nostru ia în considerare, spuneam, cele două componente de inundații și de cutremur, între ele având asociat și partea de alunecări de teren, care vor trebui să fie urmărită această componentă a comportamentului înainte, în timpul și după. Astfel de elemente și informații vor fi oferite, furnizate și în funcție de răspunsul, rezultatele pe care toți membrii proiectului, fiecare cu partea lui, fiecare cu cercetarea lui în parte, le va oferi ca și răspuns la cercetările întreprinse. În urma lor vor fi extrase o serie de concluzii și create aceste reguli de comportament și mod de reacție pentru fiecare din cele două tipuri de manifestări de hazard. Avem puse la dispoziție din partea Inspectoratului de Situații de Urgență din Iași o serie de acțiuni, reguli de comportament pentru ambele cazuri de situații, atât pentru inundații cât și pentru cutremure. Ele sunt urmărite pe cele trei componente: comportament individual înainte de eveniment, în timpul și după evenimentul respectiv. Pe slide-urile acestea eu am surprins în mare aceste acțiuni în funcție de situația în care o anumită persoană s-ar putea regăsi, mai ales în timpul unei manifestări de hazard. Pe ce aș vrea să pun un pic accentul este pe acea analiză, acel studiu pe care noi l-am început în zona țintă și pe care intenționăm să-l extindem și pentru zona Ungheni. În ce constă studiul respectiv? Spuneam că este o simulare a unei proceduri de intervenție ISU, pentru că ISU este structura de situații de urgență în zona României, o intervenție în zona Ungheni. Mai exact, în ce a constat analiza efectuată, am pornit, deci există un depozit unde stau parcate mașinile de intervenție, ISU, adică ambulanțele. Am pornit cu un autoturism personal din zona respectivă către Ungheni și înapoi din zona Ungheni către anumite spitale locale din Iași. Am calculat în partea de deplasare, pentru că veți putea observa aici timpii și distanțele, am fixat o serie de puncte cheie pe traseu. Acestea sunt punctele cheie, deci punctul de plecare, câteva puncte cheie, două poduri, puncte de cotitură, o zonă care momentan este în construcție, după care drumul până la primăria Ungheni, până în zona Ungheni. Am luat primăria Ungheni ca și punct de reper. După care s-a calculat distanța și timpul parcurs tot de la din zona țintă, de la primăria Ungheni, către înapoi către Iași, spre diferite tipuri de spitale, diferite spitale din Iași. A fost considerat un spital pentru copii, Spitalul de Neurochirurgie din Iași, Spitalul de Urgență Sfântul Spiridon din Iași și Spitalul Parcon din Iași. Sunt principalele spitale din Iași în care ar putea fi transportate victimele în cazul unui dezastru din zonele respective.
Ce am vrut să subliniem prin acest studiu, prin această analiză și vom merge în continuare cu astfel de analize, să punem accentul pe reducerea timpului de deplasare, respectiv a timpului de intervenție a ambulanțelor din Iași către zona țintă și retur către diferite spitale din Iași. Punctând asupra importanței pe care o are o infrastructură de calitate, mergând spre zona țintă din Ungheni, am identificat un număr destul de mare de secțiuni de drum în care atât pentru o mașină cu care ne-am deplasat noi, cât și pentru o ambulanță, ar fi necesară reducerea vitezei și deci creșterea timpului de deplasare, datorită degradărilor majore din suprafața rutieră. Și am identificat zonele respective și am calculat pentru zonele respective care ar fi întârzierile în intervenția pe zona respectivă. De asemenea, ce am mai făcut? Deci noi am utilizat o deplasare, deci pentru deplasare am utilizat o viteză de 40 km pe oră medie, după care, la timpul pe care l-am avut, am făcut folosind o ecuație din fizică, am făcut transformarea pentru deplasări cu diferite viteze, cu o creștere a vitezei de deplasare. Dacă noi mergeam inițial cu 40 km pe oră, a fost crescut timpul, viteza a fost crescută, viteza de deplasare, 50, 60, 70 km pe oră. Bineînțeles că poate fi observată o reducere a timpului de intervenție în cazul în care viteza este crescută. Un element important pe care l-am observat de asemenea, traficul, poate să spun pentru zona Ungheni din România, traficul nu este foarte, foarte extins la momentul acesta. Sunt anumite intervale orare care presupun un trafic mai mare, dar lucrul acesta ar putea fi foarte bine văzut în zona Ungheni din Republica Moldova, care este zona care e puțin mai dezvoltată, un număr mai mare de persoane în zona respectivă, astfel încât cred că ar fi relevant de studiat partea aceasta de intervenții în situații de trafic ridicat și aici pierderi de timp, cum este menegeriat timpul în astfel de intervenții. Spuneam că acest tip de această cercetare este deja în fază de început. Odată cu acest proiect am început o astfel de analiză. Suntem doar în fază inițială. Sperăm să obținem niște rezultate cât mai bune și cât mai relevante și să venim, poate cu o serie de sugestii către cei de la Direcția de Drumuri din Iași, respectiv din Republica Moldova, legat de importanța unei infrastructuri de calitate. Cam atât pentru prezentarea mea. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim! Dacă sunt întrebări, stimați colegi, domnul Grama, Vasile, are o întrebare, vă rog. Domnul Grama? Vreau să vă mulțumesc, o prezentare foarte relevantă, foarte clară. Întrebarea mea este dacă toate aceste acțiuni procedurale, privind acțiuni, comportament, în România se regăsesc în acte normative. Dacă sunt acte normative, poate aceste acțiuni procedurale se regăsesc în anumite acte normative care vă dau toată libertatea din a face această activitate, de a o dezvolta. Nu am înțeles foarte bine, dar oricum am să încerc să răspund la lege, ceea ce... Ordonanță de guvern, etc. Hotărâri.
dacă sunt hotărâri de guvern legate de? De reglementarea procedurală acestor acțiuni care le-a spus gazdele. Acțiune înainte, acțiune după, etc. Tot ce ați expus în prezentare. În ceea ce privește, da, am înțeles. În ceea ce privește acțiunile procedurale în înainte, timpul și după, există o serie de... Deci noi avem în România Inspectoratul de Stat, Inspectoratul de Situații de Urgență, care are o serie, de prevederi legate de modul de acțiune și intervenție în situații de urgență. Lucrăm în colaborare cu ei, preluăm o serie de informații de la ei legate de acest mod de intervenție. După cum aveam și în prezentare, o serie de acțiuni sunt menționate chiar de către ei, modul în care pot să acționeze. Ce aș vrea eu este să fac o translare și către Republica Moldova, un studiu comparativ, să văd dacă există ceva asemănător și pentru Republica Moldova și să extragem o serie de concluzii de aici, mod de abordare în ambele țări. Iar în ceea ce privește aceste analize legate de infrastructura rutieră și de modul de acțiune, nu există analize în acest sens, sunt doar o serie de studii pe care le-am trebuit, am început să le întreb personal, cu speranța să pot veni cu o serie de recomandări către Inspectoratul de Situații de Urgență din România. Vă mulțumim, domnule. Mai există întrebări, stimați colegi? Doamna Alina, vă mulțumim încă o dată. Mulțumesc și eu. Următoarea lucrare, stimați colegi, este comparative analysis between Eurocode H and SNP 2781. Autorii Evgenii Cutia și Vadim Țurcan, care sunt asistenți universitari la Universitatea Tehnică a Moldovei, dar sunt doctoranți ai Universității Tehnice Gheorghe Sachiaș. Poftim, prezintă Vadim Țurcan. Nu? Da. Ok. Bună ziua, stimați participanți ai conferinței. În continuare vrem să vă prezentăm spre atenția dumneavoastră o lucrare ce are drept scop analiza comparativă între două norme de proiectare, Eurocode 8 și SNIP 2781. Scopul acestei lucrări sau articol este de fapt de a compara normele de proiectare utilizate în Republica Moldova cu privire la protecția antiseismică a structurilor SNIP 2781 și Eurocode, care este utilizat atât în spațiu european cât și de alte țări non-europene. Articolul se focusează în prealabil sau în speță pe principalele diferențe și similitudini în aceste norme de proiectare și încearcă să exprime o concluzie cu privire la nivelul de fiabilitate pentru o acțiune seismică. Ca parte introductivă, deci cutremurile sunt unele dintre cele mai mari pericole la care sunt supuse structurile civile. În particular, sunt utilizate două norme de proiectare, SARES Interior Eurocode 8, care este o normă de proiectare comună pentru Uniunea Europeană și câteva țări afiliate sau asociate cu Uniunea Europeană și SNIP 2781, care este un normativ de proiectare în fosta Uniunii Sovietică și este utilizat și în unele țări ale CSI. În acest context este necesar de menționat că inclusiv Republica Moldova este în proces de adoptare a normativelor de proiectare Eurocode. Conform planului actual, deci data finală urma să fie sfârșitul anului 2020,
dar din păcate vom avea o extindere a acestui proces din cauza că încă nu sunt elaborate în totalitate anexele naționale pentru fiecare Eurocod și inclusiv este necesar o tranziție sau o formare continuă a mediului academic și profesional în ceea ce ține de proiectarea conform normativilor de Eurocod. Ca un scurt istoric, deci, de fapt, Eurocodurile au fost elaborate la inițiativa Comisiei Europene de către Comisia Europeană de Standardizare a CLC. Scopul acestora este, de fapt, de a armoniza specificațiile tehnice de proiectare prin crearea unui set comun de standarde care să fie utilizat de deci fiecare țară. În speță s-are în vedere că această armonizare va permite activitatea de proiectare dintr-o țară în alta, având la bază un set unic de normative, astfel încât nu este necesar formarea continuă pentru fiecare țară. Deci, eurocodurile structurale au în total 10 părți care cuprind bazele proiectării, inclusiv proiectarea pe diferite compartimente în dependență de materialul de construcție utilizat. În aceste 10 părți structurale, desigur că intră și Eurocodul 8, E1998, care se aplică pentru proiectarea construcțiilor și altor deci structuri inginerești în regiuni seismice. În parte de ce ține de normativele de proiectare SNIP, care se traduc din limba rusă norme de construcție și regulări. Pentru prima dată au fost introduse în 1954, au 4 părți. Se referă la prima parte la construcția materialele de construcție, a doua parte la proiectarea structurală, a treia parte reguli de producere și recepție și a patra parte se referă la formarea prețurilor în construcții. Aș vrea să încep deci, această comparare cu pericolul sau hazardul seismic care este definitivat în Eurocod 8, respectiv în SNIP 2781. Dacă în Eurocod 8 pericolul seismic este descris de către un parametru cum ar fi accelerația terenului, peak ground acceleration, iar acest factor depinde de probabilitatea de depășire într-o anumită perioadă sau perioada de return period și intervalul mediu de recurență, atunci în SNIP deci, pericolul seismic este descris de către intensitate utilizând scara MSK 64. Deci pericolul seismic conform SNIP este măsurat în grade și pentru fiecare grad de intensitate este prescrisă o valoare maximă a accelerației terenului, care este utilizată pentru a determina încărcările seismice dinamice, deci care sunt ulterior transformate în încărcări statice. În parte ce ține de condițiile de clasificare a terenului și a solului, în Eurocod 8, deci clasificarea se face conform vitezii medii de propagare sau testul de penetrare standard, relațiile pe care sunt prezentate pe slide. Iar în SNIP 2781 sunt definite 3 tipuri de soluri cu proprietăți seismice. Dar aceste soluri nu se clasifică conform vitezii medii de propagare, dar sunt clasificate mai mult pe caracteristici mecanice ale solului, cum ar fi indicele de lichiditate, indicele de porozitate și altfel. Deci este o diferență între cele două normative de proiectare. Dacă ne referim iarăși la deci, clasificarea terenului și a solurilor, în Eurocod 8 pot fi definite 4 grupuri de bază, inclusiv unele dintre aceste grupuri au și subgrupe, dar principala diferențiere este că ele se clasifică după viteză și asta avem categoria de sol A cu o viteză
de cel puțin 800 metri pe secunde, până la categoria de sol D, care are, deci, ca parametru mai puțin de 200 metri pe secundă. Viteza medie de propagare a munilor, desigur. În SNIP 2781, clasificarea solurilor este în trei categorii și aceasta este utilizată în dependență de seismicitatea terenului. Deci, observați, avem și un tabel în cazul în care avem un teren de categoria 1, atunci seismicitatea sau intensitatea seismică conform scării MSK se păstrează, însă dacă avem un teren mai rău ca teren de fundare, atunci intensitatea este majorată cu un grad, respectiv două. Ca un exemplu, dacă municipiul Chișinău deci este localizată într-o regiune cu intensitatea de 7, având un teren de fundare categoria 3, se adaugă 2 grade pentru a compensa aceste riscuri. În următorul slide puteți observa și un tabel cu privire la compararea dintre SNIP și Eurocod a celor categorii sau stratificarea solurilor, deci în dependență de viteza de propagare a undelor seismice. Și aici putem să vedem unele similitudini utilizând cele două normative de proiectare. Dacă le deci facem detalierea sau nemijlocit le divizăm categorii, observăm că categoriile A, B, C și D din Eurocod 8 pot fi stabilite și în dependență de categoriile de teren 1, 2, 3 din SNIP. În ce ține de răspunsul sau spectrul elastic, atunci în Eurocod 8, partea 1.1 este definit cu ajutorul relației din slide. Deci, după câte observați, ea este exprimată în dependență de categoria terenului. Acel, deci T, care este între limitele T, B, T, C, reprezintă perioadele de colț. Desigur, sunt niște factori care au în vedere categoria terenului. Spre comparație, în SNIP, la fel, este utilizat deci, o relație a răspunsului elastic. Deci, principal component acestei relații este beta, care este un coeficient dinamic, iarăși în dependență de categoria solului. Pentru fiecare categorie de sol este definit un beta în dependență de perioada de revenire. Tot aici avem și deci, factorul de comportare a structurilor. Ele sunt un pic definite diferit în Eurocod 8 și SNIP 2781. Dacă în Eurocod 8 acest factor specific în dependență de deci, materialele de construcții folosite, spre exemplu cele de beton armat, dependență de clasele definite, cu iarăși dependența de ductilitate mică, medie sau mare, atunci în SNIP 2781 avem un coeficient sau un factor sau factorul K1 care este utilizat în dependență de tipul structurii. Avem factorul K1 care este deci, definit în funcție de structură pentru care deformațiile nu sunt admisibile. Avem, deci aici avem cele structuri de o importanță națională, cum ar fi școli, spitale și așa mai departe. K1 este egal cu 0,25, deci sunt acele structuri pentru care deformațiile sunt permise în condiții de operațiune normală și sunt definite pentru mai multe, pentru structurile deci comune, cum ar fi case sau blocuri de locuit și așa mai departe. Aș vrea să revin la concluziile pe care le-am formulat, având în vedere analiza comparativă pe care am efectuat-o între cele două normative. Deci, prima concluzie evidentă este faptul că, deși SNIP-ul a fost elaborat în 1981, acesta nu a avut schimbări substanțiale de mai mult de 40 de ani. Și explicațiile și detalierele oferite în SNIP sunt foarte scurte și concise, fără o explicație detaliată sau o ghidare în proiectarea structurilor împotriva acțiunilor seismice. De cealaltă parte, Eurocod
8, deci este structurat pe 6 părți și oferă inginerilor structuriști o detaliere, deci pe fiecare pas al procesului de proiectare. În parte ce ține de hazardul seismic sau pericolul seismic, deci putem să afirmăm că în ambele normative de proiectare au o apropiere diferită sau o abordare diferită, însă deci hărțile de hazard sunt, la elaborarea hărților de hazard sunt utilizate aceleași metode probabilistice. Totodată, clasificarea terenurilor sau a solurilor diferă în ambele normative. Deci diferența principală constă în faptul că în Eurocod aceste soluri sunt structurate conform vitezii medii de propagare, iar în SNIP 2781 ele sunt deci divizate conform caracteristicilor mecanice ale solurilor. Ceea ce ține de răspunsul elastic, el este același. Totodată este necesar de specificat că, având în vedere similaritatea dintre cele două normative, deci ele utilizează totuși o abordare diferită, dar această abordare este strict legată de deci categoria solului și deci răspunsul, perioada de revenire. Ce ține de factorul de comportare a structurii, la fel este deci o interpretare diferită în ambele normative de proiectare. Dacă în SNIP 2781 prima interpretare poate fi făcută că proiectarea este pentru un cutremur puternic și rar, deci aici pot fi utilizate acel factor K1. A doua interpretare este că pentru un cutremur care este mai slab sau cutremurile care sunt mai slabe dar mai frecvente, deci dacă intensitatea este de 9 grade, ea poate fi deci redusă la 7 grade pe scara MSK. Ipoteza generală este că în timpul acestor cutremuri destul de slabe dar frecvente să fie garantată siguranța oamenilor. În Eurocod 8, deci având în vedere diferența de SNIP, este clar descris pentru fiecare tip de structură acest factor de comportare. Vă mulțumim mult pentru atenție. Asta a fost deci sfârșitul. Vadim, vă mulțumim frumos. Dacă sunt întrebări, stimați colegi, domnul Chiriac, Vasile, vă rog. Vă rog, eu dau întrebarea asta mai multe ori la diferite nivele și totuși nu am primit un răspuns. Care este termenul de exploatare a plătirilor la munții? Deci, independență de normativă de proiectare folosit. Eu... Da. Dar în mod... S-a făcut cercetări respective. Adică nu poate clădire care da. Are 50 de ani să se reziste. Adică există un cer... Da. Deci pot să vă, să vă dau un răspuns deci, cu privire la abordarea Eurocodului. Spre exemplu, structurile care sunt comune, casă sau blocuri de locuit, sunt la 50 de ani proiectate. Structurile de o importanță deosebită sunt la 100 de ani. Acest domeniu este acoperit de către Eurocod 0, care este bazele proiectării. Însă este necesar de spus că la expirarea acestor 50 de ani, asta nu înseamnă că clădirea urmează a fi demolată. Absolut deloc. Aceasta urmează a fi supus unei expertize tehnice pentru a stabili dacă sunt careva deformări în structură. Și dacă ele sunt, atunci fie se consolidează, fie dacă ele nu sunt, atunci structura poate fi... Cu plăcere. Cine face expertiză și a fost așa expertiză? Deci, eu am să răspund părerea mea, adică aici, la nivel. Expertiza
urmează a fi elaborată de către proprietarul clădirii, în cazul în care proprietarul clădirii este o asociație sau un întreprindere. Este comandată. Da, este comandată de proprietar. Nu urmează el de sine stătător să facă evaluarea. Pentru că avem Republica Moldova, deci experți tehnici care sunt atestați profesional în modul corespunzător și ei sunt responsabili în mijlocit de a livra componenta finală a expertizii care dă răspunsul. Urmează, poate fi în continuare deci utilizată această clădire sau aceasta urmează fi supusă cărorva intervenții. Mai mult ca atât, în opinia mea, acest lucru este necesar discutat la nivel de administrație publică locală și dacă nu există o reglementare clară la nivel de Republică sau de Republica Moldova. Pentru că dacă ar fi o lege în care ar obliga să fie făcut acest lucru, atunci am tratat diferit. La momentul actual, nu există o obligație ca să fie făcută o expertiză tehnică pentru anumite clădiri. Adică dacă se prăbușește o clădire pentru că nu e monitorizarea nu se execută. Deci că în toate țările, de exemplu, în Estonia, da? Eu am acolo un prieten, el în fiecare zi face 3-4 clădiri monitorizarea geodezică. Odată în 2 ani se fac, în repede este din nivel meu, se fac măsurători și ei monitorizează. Deci, de ce noi nu se monitorizează? Orice, SNIP-ul nu prevede. Noi SNIP-ul nu prevede. Domnul Chiriac, rezoluția conferinței. De seară, după, o să avem și concluzii și poate discutăm sau la pauza de prânz, pentru că deja e pauza de prânz, dar mai avem o prezentare. E întrebarea foarte bună, e actuală, dar continuați discuția la pauza de prânz și la... Nu poate da răspuns. Nu ține de competența, da, exact. Dar eu am o părere și aici. Nu, am și o părere aici. La noi legea cu privire calității în construcții prevede deci faza de proiectare, faza de execuție și faza de utilizare. Când fiecare fază se alcătuiește un fel de carte tehnică. Din păcate, deci responsabilitățile acelui executor și proiectant se termină la faza de dare în exploatare a clădirii. Mai departe, de utilizare și inclusiv de urmărirea construcției în timp, este responsabil în mijlocit acel proprietar. Și da, sunt de acord cu dumneavoastră că urmărirea în timp a construcției este foarte importantă. Deci și la nivel de Uniunea Europeană există legislație cu privire la acest proces. Ea urmează să fie abordată și la noi. Da, domnule Coara. Noi pur și simplu avem necesitate de o mașinoportizare a tuturor clădirilor. Este ceva care costă enorm și noi, ca o țară foarte dezvoltată, sunt probabil să ne putem permite în timpul apropiat. Dar este necesar să fie introdus în plan, să fie elaborate măsuri necesare pentru viitoarea acestor lucruri. Vă mulțumim, domnule Coara, pentru completări. Atât, da? Stimați colegi la Universitatea Tehnică Iași, dacă sunt întrebări? Nu sunt întrebări, atunci vă mulțumim, Vadim. Stimați colegi, următoarea lucrare, probabil nu sunt bună de ce ai rămân, pentru că am depășit momentul și mâncarea sărăcește, de ce am să-l rog pe domnul Lungu să facă o prezentare cât de scurt de posibil. Deci, următoarea lucrare este Some General Approaches Regarding for the Hazard Risk Ungheni District from Republic of Moldova. Autori Valeriu Lungu, Vitalie Mutaf, Liveni Soropatiencu, de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Prezintă domnul Valeriu Lungu, conferențiar universitar doctor. Vă rog, domnule Lungu. Da, bună ziua, și am să fiu destul de succint, că să nu schimbe plașul. Da. Deci ne-am pus așa, în gând, cât de actuală este problema în care noi o discutăm, care este proiectul. Și am analizat situația din lume, din Moldova și inclusiv din raionul Ungheni. Așa, să fac probabil așa, să mă arăt. Cinci, dacă dați, nu o să vă arăt. Să schimbi la colegi. Serios? Da. Atunci, da. Pardon, de asta, da? Mouse-ul. Deci, ca să fiu mai succint, dumneavoastră cunoașteți că în lume se schimbă
frecvent datorită schimbării climatice. În fiecare an avem diferite calamități și Moldova, desigur, tot are cu ce să mândri în ghilimele. Deci dacă analizăm situația din 1970 până în 2015, vedeți că crește și intensitatea și frecvența calamităților. Deci din 2000 până în 2019 au fost înregistrate peste 7000 de diferite calamități majore în lume, care anual aduce la 380 de miliarde de dolari pierderi. După statistică, dacă raportăm, se primește că pe zi decedează 184 de persoane. Vedeți un grafic cum se schimbă în ani, cum s-au schimbat calamitățile naturale, deci cel mai frecvent sunt inundațiile. Dacă produsul brut mondial pe parcurs la anii aceștia au crescut cu 170%, atunci daune provocate de aceste calamități au crescut cu 600%. Desigur, comunitatea internațională este preocupată de aceste probleme și chiar este proclamată data de 13 octombrie, Ziua Internațională de reducerea riscurilor, așa că cred că anul viitor nu trebuie să sărbătorim. Da, deci, desigur, și în Moldova tot se atrage atenție, avem o serie de legi, o serie de hotărâri guvernului, o serie de strategii care sunt și elaborate, dar nu sunt aprobate, din păcate, de rău. Deci, în Moldova avem de toate, în principiu, ce este cunoscut de oameni pe globul pământesc și niște așa informații destul de interesante, niște recorduri, dacă am putea spune, în Moldova. Deci, polei mare. Recordul în 2000 a fost 720 de grame pe metru în Râbniță. Asta cam de grosimea 7 cm a fost, care au adus prejudicii peste 30 de milioane de dolari. Uragane, da, se întâmplă și în Moldova și cel mai așa, înalt, înregistrat în 2000 pe 8 iulie cu viteză de 158 de km pe oră în zona Codrei, deci ce aproape de raionul Ungheni. Ploi torențiale, în 1980, în tocmai raionul Ungheni, în Cornești, au fost 934 de mm pe parcursul unui an. Pe 23 august, în Soroca, într-o oră, au căzut 149 de mm de precipitație. Grindină, da, niciocnim în fiecare an, în 2012, pagube au fost peste 215 milioane de lei. Nu, în descărcări electrice pe an decedează în mediu 5 persoane în Moldova. Seceta, deci iarăși milioane, dar aici niște iarăși cifre interesante. Recordul în 1928 în Comrat, în timp de un an, au căzut numai 222 de mm de precipitații și cea mai înaltă temperatură înregistrată în Moldova a fost 42,4 în raionul Falești în anul 2012, pe 7 august. Înghețurile tot aduc pagube enorme, peste milioane de lei, deci viscole puternice, geruri înalte, cea mai joasă temperatură în Moldova a fost înregistrată în 1963, minus 35,5 grade Celsius în Brătușeni. Adunări de teren, iarăși legat cu raionul Ungheni, deci satele Mânzățești, Hârcești, Condrășești și Curtoaia. Au fost o parte din case distruse și au fost transferate în satul Drujba. Inundații și așa, dar raionul Ungheni. Am făcut o analiză din 2008 până în 2020, deci sate care au fost cele mai tare afectate de ploi torențiale și grindină.
Deci în fiecare an, practic numai 2 ani, unde nu au fost ploi torențiale și grind, 2015-2018 în raionul Urghin. Și asta se lămurește prin aceea că, după, dacă ne uităm la carte, cel mai mare precipități sunt tocmai în Moldova, în raionul Briceni și în raionul Urghin. Inundații, în 2008, 2010, 2020 sunt înregistrate, vijelii, iarăși, parte din ani unde sate mai puține, dar au fost afectate. Secetă, practic toate satele din raionul Ungheni, au fost polei numai în 2014 și numai în două sate, așa, au fost mai serios înregistrate, ninsori puternici, înghețuri, alunicări de teren și deja analiza care vreau să o prezint. Deci din 2008 până în 2020, da, foarte bine că n-am avut în raionul Ungheni pierderi umane. În același timp, au fost evacuate 428 de familii sau 1035 de persoane, dintre care și 438 de copii. Pierderii din fondul locativ, au fost distruse numai 14 case de locuit, dar avariate au fost 15 și deteriorate peste 2200. Inundații, 54 de case, deci beciuri, fântâni și așa mai departe, din pierderi obiective economice, din obiective industriale, niciun obiectiv, agricole 53, din învățământ 38, nu, e clar, aici se poate de lămuri din punct de vedere constructiv, da? Linii electrice 1 km, 4 piloni, poduri, două poduri au fost deteriorate, nu au fost distrus niciun poduri și drumuri deteriorate 16 km. Dacă să facem o analiză după pagube materiale, poate și paradoxal, dar avem așa două tipuri de calamități care se bat cap în cap. Asta, dintr-o parte, secetă și la 180 de grade, asta e ploi torențiale. Dintr-o parte n-aveam apă, de altă parte n-aveam ce face cu apă, da? Deci 58% din pagube au adus seceta în anii 2008-2020. 36% au adus ploile torențiale. Facem concluzie. Poate cumva acumulăm apa asta? Ei, iar inundații numai sub 3%. De ce iarăși de analizat. Ninsori, 1% jumate, înghețuri, în genere, cam 0,7% și vijelii. Este de cază, domnule. Dar celălalt nu e declar nimic. Că-s portat cheltuiesc să-și repară acoperișul sau altceva. De ce? Sunt declarate. Sunt declarate, am informație câte foi de ardezi, câte suprafețe, este tot, tot. Și asta tot intrat în calcul este. Deci am făcut, pur și simplu, nu am vrut să prezint să vășească mâncare. Deci e clar că cauzele care sunt. Situația social-economică și din țară și din raion, da, lipsa cantității și rezervelor, așa mai departe, pentru lichidarea avarii. Executarea nesatisfăcătoare decizii guvernului și finanțarea proastă a sistemului de protecție civile, deci este finanțat numai la 20-30%. Uzura clădirilor, construcții, utilajului și așa mai departe. Cultura joasă de a producerii, agricultură retrogradată, reducere competenței responsabilor, specialiștilor întreprinderi și fluctuația personalului. Și clar că informația slabă și indiferența cel mai interesant a populației. Și ca concluzie, deci ca concluzie, clar că practica mondială a demonstrat că evenimentele nu pot fi evitate, însă uneori acestea pot fi gestionate. Da? A doua concluzie, fenomene naturale de risc din ultimii decenii au condiționat necesitatea cooperării internaționale, aceea ce în principiu noi și facem proiectul dat. Strategiile naționale și locale pentru reduce riscul și de dezastru trebuie să fie multisectoriale. Cele mai mari pagube materiale în raionul Ungheni sunt provocate de secete și ploi torențiale
și în scopul diminuării prejudicii cauzate de aceste riscuri este necesar de a elabora măsuri de prevenire la nivel local, deci delimitarea exactă a zonelor expuse la risc, realizarea măsurilor structurale de protecție, întreținere adecvată a infrastructurii existente, crearea amenajării locale de irigare și informarea populației locale. Deci, asta așa pe scurt. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru atenție! Colegi de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași, dacă o să aveți întrebări la domnul Lungu, o să îi adresați la concluzii după amiază, la încheierea conferinței. Colegii de la Universitatea Tehnică a Moldovei vor adresa întrebările, dacă au la domnul Lungu, la pauza din prânz. Stimați colegi, continuăm conferința științifică Hazar. Următoarea prezentare este Vulnerability and Risk Assessment in Seismic Areas. Autori Ioana Olteanu Donțov, Oana Mihaela Banu, colegi de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași. Prezintă doamna Ioana Olteanu Donțov. Vă rog. Bună ziua tuturor. Mă bucur. Trebuie să recunosc că pentru mine reprezintă un topic destul de nou, dar sper să mă adaptez. Bun. Lucrarea pe care noi am pregătit-o, așa cum spuneam, se referă în principal la stadiul cercetării privind termenii aceștia destul de uzitați când vine vorba de evaluarea seismică a construcțiilor, și anume hazard, vulnerabilitate și risc. Hazardul, în general, se referă la un eveniment fizic care are un potențial distrugător. El poate fi un fenomen natural și s-a vorbit deja de unele hazarde naturale, sau poate fi o activitate umană care poate duce la pierderi de vieți omenești, distrugeri de proprietăți sau degradarea mediului, totul raportat la unitatea de timp. Există mai multe tipuri de hazard, primar sau secundar, dar nu voi intra neapărat în detaliu acestora. Pe mine, cel puțin, și pe colega mea, noi suntem pe partea de seism. Aceasta este o hartă a frecvenței cutremurilor în perioada 1976-2005 și se observă că chiar dacă Republica Moldova e cu galben, deci numărul dezastrelor este destul de redus, România este cu portocaliu, ceea ce înseamnă că frecvența cutremurilor la noi este destul de mare, nu cea mai mare. Și atunci de aici și interesul și aplicarea noastră către efectele produse de cutremure în general. De ce studiem acest hazard? Este în direct conexiune cu ceea ce a prezentat doamna Alina Precul. Realizarea de recomandări privind comportamentul nostru înainte de un cutremur, dar și post-seism, în vederea diminuării pagubelor produse de un astfel de eveniment. Ne mai interesează de asemenea acest hazard seismic și în vederea adoptării de măsuri pentru diminuarea. Și asta ține de o planificare teritorială adecvată, de o evaluare corectă a zonării seismice, dar și de o conștientizare la nivelul populației și o pregătire a lor în această direcție. Dincolo de problemele care apar la nivel de cutremuri, sunt și alunecările de teren și, după cum se observă din harta riscului alunecărilor de teren, zona în care ne aflăm, nord-estul țării, este predispusă la alunecări de teren, are un risc crescut. Nu voi intra în detaliu pe această parte, fiind alți colegi din proiect, la fel cum și riscul de inundații în zona aia, pe care noi o studiem în proiect, este destul de crescut. Ceea ce este foarte interesant și este la mod la nivelul cercetărilor internaționale, este o încercare de a
ceea ce încearcă și proiectul de față, de a conecta diferite hazarde naturale și a evalua efectele combinate ale acestor efectele combinate ale acestor dezastre. În cealaltă extremă sau de cealaltă parte a ecuației se referă, este vulnerabilitatea structurală, care cumva este sistemul imunitar al structurilor pe care noi le studiem și reprezintă predispoziția lor de a suferi degradări. Aici ne referim la integritatea lor structurală, dar și la degradările care s-au produs de-a lungul vieții acestor. Câteva exemple de structuri care s-au degradat din cauza unor dezastre. Aceasta este sediul FBI, cam așa arată în 1995, după un dezastru natural produs de mâna omului, o bombă, acesta a fost efectul. Efectul inundațiilor, acestea sunt câteva poze din arhiva personală, din zona Comănești, Bacău, a Paseului, în zona aia, prin 2005 au fost niște inundații destul de puternice. La nivel de seism, unele structuri sunt vulnerabile încă din faza de proiectare. Apare deseori acest nivel slab la parter din dorința beneficiarilor de a crea spații largi la parter unde se poată construi spații comerciale. Lipsa pereților care să se continue pe toată înălțimea structurii duc la aceste probleme pe care le vedeți în imagine. O parte din recomandările pentru a preîntâmpina sau soluții de consolidare în cazul unor astfel de structuri se referă la introducerea de stâlpi sau de contravântuire, în funcție de cum ne permite spațiul și ne lasă și arhitectul, sau introducerea de culee în zona de exterior a clădirii. Mă scuzați, dar invers. Acest nivel slab la parter poate să se transleze și la nivelurile superioare. De obicei apare acolo unde avem de-a face cu un etaj tehnic, care de multe ori este privit ca un nivel neimportant, iar aceste diferențe de rigidități de la un nivel la altul mai mari de 30% duc la astfel de deteriorări. Problema unor astfel de cazuri reprezintă că structura nu poate fi reabilitată, ea trebuind să fie demolată. Un alt factor de vulnerabilitate frecvent întâlnit se referă la configurația în plan a structurilor. Nu este neapărat cazul în zona studiată, dar este o problemă frecventă, întrucât ne dorim să construim cât mai mult pe cât mai puțin spațiu. Și de multe ori se uită despărțirea acestor structuri complexe în structuri simple. Avem aici un exemplu de un liceu în formă de L, care a fost afectat de cutremurul din 1964 Alaska, unde cele două laturi ale liceului s-au comportat diferit la cutremur și a apărut o tensiune. Au apărut niște tensiuni suplimentare în una din laturi și toți stâlpii au fost forfecați. Recomandările în literatura de specialitate privind modul în care se poate preîntâmpina este ceea ce deja am spus, separarea în corpuri mai simple sau consolidarea zonelor perimetrale sau rigidizarea zonelor solicitate la eforturi maxime. Mai sunt și alți factori, discontinuități de rigiditate și rezistență în plan și în elevație. Privind metodele de evaluare ale vulnerabilității seismice, sunt trei mari modalități existente pe care le-am întâlnit eu, nu zic că sunt și sigurele. Și anume descriptori sau variabile calitative și există mai multe variante. Cea mai cunoscută în această direcție
este European Macroseismic Scale, EMS, mai pot fi clasificate în funcție de indice ai vulnerabilității fizice sau de curbe de capacitate. În general, aceste curbe de capacitate se obțin în urma unei modelări numerice. Scara EMS are 5 trepte și pleacă de la fără degradări până la colaps, ea evoluând treptat. De obicei, aceste valori se fac prin inspecție vizuală de către oamenii care ajung primi la locul afectat de cutremur. Deci avem avariere neglijabile, fără degradări structurale, avariere moderată, avarieri importante sau puternice, când deja apar degradări la nivel structural, avariere severă, când deja structura este semnificativ degradată, iar nemai îndeplinând funcția de siguranță a vieții către locuitorii ei, pentru ca în final să fie prăbușirea. Aceasta este o curbă de capacitate, ea reprezintă legătura dintre forță și deplasare și pe baza ei, în cadrul proiectului RISC-UE, a fost definită o metodologie de calcul a vulnerabilității seismice a clădirilor pentru diferite tipuri de clădiri. Evaluarea pagubelor fizice așteptate pot fi cuantificate în diverse moduri. Eu voi prezenta trei, și anume matricea de avariere probabilă, puncții de vulnerabilitate și curbe de fragilitate. Matricea de avariere probabilă conține acele stări de degradare pe care le-am văzut și în EMS, și pentru fiecare nivel de degradare, fiecărui nivel de degradare se atribuie un procent de degradare, în final calculându-se acest indice mediu de degradare. Ceea ce este de observat în acest slide este că există două scenarii în general, determinist și probabilist. La noi, în România, cel puțin, evaluarea seismică se face într-un mod determinist, pe baza registrării cutremurului din 1977. Ideea aceasta de evaluare probabilistă este tot mai la modă, dar încă este greoaie de folosit în proiectarea curentă. Cam așa arată niște curbe de fragilitate. La ce ajută aceste curbe de fragilitate? Pe baza deplasării maxime a structurii, presupunând că aceasta ar fi A, se poate determina pentru fiecare structură procentele sau probabilitatea de a se degrada și la ce nivel. Da? O să mai fie câteva grafice. Pe baza acelor curbe de fragilitate, care sunt un pic mai greoi de interpretat, se trasează această curbă de vulnerabilitate, care arată direct legătura dintre probabilitatea de degradare și deplasarea spectrală și observăm că în funcție de deplasarea maximă admisibilă se stabilește un indice. În cazul acesta este un aproximativ 95% pentru exemplu din imagine. Riscul seismic reprezintă, se calculează de obicei pe baza unei relații de convoluție între hazard și vulnerabilitate. Există mai multe metode prin care se face acesta, metoda coeficienților N2 și spectrului de capacitate. Eu voi prezenta metoda spectrului de capacitate pentru că este cea pe care am și utilizat-o în teza mea de doctorat. Principiul acestei metode este enunțat în cadrul documentului ATC-40 și presupune trasarea unei curbe de capacitate printr-o analiză pushover, identificarea unor puncte, punctul
punctul de intrare în plastic, respectiv punctul de colaps, prin relații matematice se face transformarea în spectru de acelerație și deplasare spectrală. Pentru ca apoi această curbă de capacitate să fie conectată de spectrul de proiectare amortizat și identificat un punct de performanță. Acest punct de performanță este după aceea atribuit curbelor de fragilitate și identificate acele procere. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări. Și noi vă mulțumim. Stimați colegi, dacă sunt întrebări. De la Universitatea Tehnică a Moldovei nu sunt întrebări. De la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachiaș. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim, stimată doamnă Ioana Olteanu-Donțov. O lucrare foarte interesantă. Deci, trecem la următoarea prezentare. Da. Deci, următoarea lucrare este SWOT Principle and Flood Risk Management Ungheni. Autori Vasile Grama, Universitatea Tehnică a Moldovei, Augustino Avanse, Italia, Livia Nistor-Lopatenko, Universitatea Tehnică a Moldovei. Prezintă domnul Vasile Grama. Vă rog. Mulțumesc foarte mult! Așa cum s-a menționat, prezentarea dată este o contribuție a subsemnatului, a colegului cu care am cooperat foarte mult timp, Agostino Avanse, grație căruia participarea, gradul, spunem așa, de internaționalism al evenimentului nostru este mai mare, și a doamnei decan Livia Nistor-Lopatenko. Structura sau cuprinsul prezentării este următorul. În mare parte, aspectul ține de inundații, lucru despre care s-a vorbit foarte mult, de aceea pe unele slide-uri voi trece destul de repede. Așa, ca introducere, este un lucru care s-a constatat, de fapt mă voi repeta că teritoriul Republicii Moldova este predispus la diferite tipuri de dezastre naturale, inclusiv seceta, inundații, vreme severă, cutremure și alunecări de teren. Ploile abundente generează inundații frecvente, de aceea atunci când a vorbit domnul profesor Lungu despre ploi torențiale și inundații separate, am zis că ele de fapt sunt un element care e bine de examinat în comun și de fapt așa se ia în considerație. Schimbările climatice este un factor ce va conduce probabil la creșterea frecvenței și intensității dezastrelor naturale, lucru arătat și mai înainte prin graficele prezentate chiar din prezentarea anterioară. Și bineînțeles că managementul riscului de inundație are ca scop atenuarea impactului unor evenimente extreme, precum inundațiile. Aspecte importante. Este bine să înțelegem că inundațiile se pot întâmpla nu numai ca urmare a revărsării naturale, adică după în rezultatul ploilor ambudente, dar și ca urmare a accidentelor, a construcțiilor hidrotehnice de pe râuri. Această concluzie a venit din motivul că multiple construcții hidrotehnice, baraje, diguri, sunt construite în anii, în perioada anilor 60-70, iar termenul de exploatare a lor este la limite. Și acest lucru este un risc pentru gestionarea aspectului de inundații. Aspecte importante. Conform cadrului normativ, elementele cheie pentru un management eficient al riscului de inundație sunt prevenirea daunelor prin evitarea deconstrucției de case și alte clădiri în zone inundate. Luarea de măsuri practice pentru zonele afectate de inundații pentru a atenua impactul acestora. Informarea populației, lucru despre care s-a vorbit foarte mult. Dezvoltarea planurilor de intervenții de urgență în caz de inundații.
Și bineînțeles că la etapa finală constă în atenuarea impactului social și economic al inundațiilor asupra populației afectate. Problemele principale. Una dintre probleme, de fapt, este și, de fapt, diminuarea sau atenuarea lor prin prezentul proiect, și anume, lipsa unor ghiduri clare și accesibile, protocoale de aplicare în caz de inundații pentru diferite categorii de persoane. Cred că acest lucru ne propunem să-l diminuăm pe perioada implementării prezentului proiect. Standarde învechite în construcții, planificare inadecvată a utilizării terenului, construirea ilegală a construcțiilor în zone vulnerabile. Sistemul învechit de control al inundațiilor. Peste 3500, am vorbit, peste 3500 de baraje și diguri necesită reparații urgente pentru a face față unor situații de criză începând cu 2010. Lucrul acesta s-a făcut o inventariere în 2010 și s-a făcut această constatare. Așa, lucrări insuficiente privind protecția împotriva inundațiilor, grad înalt de fluiditate a cadrelor, condiționate de lipsa unei politici privind menținerea personalului specializat în domeniu. Având în vedere că, de exemplu, în cadrul Agenției Apelor Moldovei, se simte destul de bine faptul că prezența unor persoane, specialiști buni, la un loc de muncă este destul de scurtă, fiindcă apar alte oportunități mai bine plătite, mai bine menținute și atunci tinerii pleacă. De aceea, având în vedere că există un grad înalt de fluiditate, este și riscul unui management bun al inundațiilor. De asemenea, putem constata și anumite confuzii la nivel guvernamental cu privire la capacitatea instituțională. Și acest lucru este legat de reformele care au loc în instituțiile guvernamentale la zi. De exemplu, dacă până nu de mult toate apele, toate construcțiile hidrotehnice erau în administrarea Agenției Apelor Moldovei, acum un an jumătate toate acestea au trecut la Agenția Proprietății Publice, o instituție care de fapt nu are nici personal pentru administrarea resurselor acvatice, mai mult ca atât, aspectul de proprietate este după Apele Moldovei, dar administrarea după o altă agenție. Toate lucrurile acestea generează anumite confuzii, respectiv afectează și procesul de management al riscului de inundații. Odată ce ne propunem să creăm anumite, să dezvoltăm, să elaborăm anumite ghiduri, protocoale, bineînțeles că este bine să examinăm și cadrul legal, fiindcă ele vor fi susținute, promovate și ușor de realizat în cazul când se vor înscrie în cadrul legal sau putem veni cu anumite recomandări privind ajustarea sau modificarea, completarea cadrului legal. În acest sens, am aici o listă de mai multe acte, să zicem așa, legislative. Menționăm aici Directiva 2060, Directiva Cadru Apei, Directiva 2007, care ține de gestionarea riscului de inundații, Legea Apelor, numărul 272, care este în armonizare cu Directiva Cadru Apei, Hotărârea de Guvern, care este un act foarte important, vedem 562, care a fost aprobat în 2020, privind aprobarea planurilor de management al riscului de inundații. Este un act foarte important, care de fapt îl consider că este în responsabilitatea Ministerului Agriculturii și mi-aș dori ca proiectul nostru să găsească o componentă de sinergie în realizarea acestui act normativ. Aici e vorba despre Directiva Cadru Apelor, care are următorul, are anumite, să zicem, scop și obiective. Lucrul este cunoscut, de aceea trec peste acest lucru. Directiva Inundațiilor, obiectivul general, evaluarea și gestionarea riscului de inundații și principalul obiectiv, minimizarea și controlul riscurilor de inundații care afectează sănătatea populației, mediul și patrimoniul cultural. Și aici este bine să ținem cont că chiar dacă inundațiile sunt un fenomen natural, printr-un plan de acțiune bine făcut, va fi posibil să se atenueze atât numărul pierderilor,
de vieți omenești, cât și daunele economice. Legea apelor despre care am menționat a fost aprobată în decembrie 2011, este ajustată sau armonizată cu directiva apei și această hotărâre de guvern cu privire la aprobarea planului de gestiune a riscului de inundații, responsabil de implementare este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, în comun cu Agenția Apelor Moldovei. Structura Sistemului Național de Avertizare include 4 etape de acțiune și anume monitorizarea, prognoza și prevenire, avertizarea, răspuns la inundații prin eliminarea consecințelor. Vorbim de studiul de caz, despre, este vorba de Raionul Ungheni, dar aici acest sector sau această regiune, acest raion este amplasat în districtul bazinului hidrografic Dunăre Prut și Marea Neagră. Îl vedem aici în ansamblul poziționării Moldova, Ucraina, România. De asemenea, și vedem conturat bazinul sau districtul bazinului hidrografic, care are unele caracteristici precum 24 de râuri mici, un lac de acumulare mare, este vorba de lacul de acumulare Stânca Costești, care este al doilea lac după mărime în România și cel mai mare lac de acumulare în Republica Moldova, 2 lacuri naturale mari, circa 1 milion de locuitori și circa 14.770 km² suprafață. În conformitate cu hotărârea de guvern 562, vedem aici o secvență din tabel și vedem la anumită poziție punctul 5 despre Raionul Ungheni și avem suprafața inundabilă în apropierea comunei Sculeni. Avem o caracteristică, o evaluare generală a condițiilor și anume stare satisfăcătoare, denivelări are crestei de până la 1 metru, risc de revărsare pentru 5% din lungimea totală a digului. O caracteristică, deci lucrul acesta este făcut pentru tot bazinul Prutului și din această hotărâre de guvern putem lua anumite date care ne pot folosi la implementarea acestui proiect. Câteva definiții, și anume, inundațiile sunt fenomene naturale care nu pot fi prevenite, cu toate acestea, unele activități umane și schimbările climatice contribuie la o creștere a probabilității și a efectelor negative ale inundațiilor. Inundațiile mai înseamnă acoperirea temporară cu apă a terenului care nu este acoperit în mod normal cu apă. Și risc de inundații, ceea ce ne propunem să avem un management a riscului de inundații, înseamnă combinația probabilității unui eveniment de inundații și a consecințelor potențiale negative asupra sănătății umane, a mediului, a patrimoniului cultural și a activității economice asociate cu un eveniment de inundații. Istoric, de fapt, s-a vorbit, pe parcursul perioadei de observare în cadrul bazinului hidrografic sau districtului bazinului hidrografic Prut au avut loc mai multe inundații, în special inundații mari și inundații rare. Este vorba de acele inundații care vorbim de probabilitatea de 1%, ceea ce înseamnă că este probabilitatea manifestării odată la 100 de ani. Acestea au fost mari în 1969, 74, 75, 80, 2006, ultimele în 2008 și 2010. Inundațiile Viitura din 75 au înregistrat un debit maxim de 1160 de metri cubi de secundă, în consecință s-a înregistrat o creștere a nivelului apelui de 4,5 metri în secțiunea satul Criva, orașul Iova, deci aproape pe o lungime destul de mare a râului Prut. Inundația a afectat terenul și casele din localitățile Sculeni, Blindești, Zagarancea, Măcărești, Medeleni, Văleni, Ungheni. Dintre aceste așezări, cele mai afectate au fost satul Zagarancea, 528 de case, orașul Ungheni, 218 case, aproximativ 18 poduri, 12 km de linii electrice, 27 de fântâni de mine, a fost distrus barajul rezervorului orașului. Avem aici o tabelă tot din acea hotărâre de guvern 562, care ne arată că nivelul apei până la Viitură, de exemplu, în Ungheni, era 92 de metri la data cutare, respectiv a crescut
la e vorba de centimetri, noul toi de centimetri, a crescut la 670 centimetri în momentul viitorii. Deci a fost o creștere destul de mare și atunci riscul a fost unul evident. Zonele de risc cu inundații. Acest lucru a fost, aceste zone au fost identificate pe baza evaluării preliminare a riscului de inundații, care a fost realizată în cadrul proiectului menționat de colegul nostru, Agostino Avanse. Gestionarea preliminară este a riscului de inundații. Etapa inițială, tradițional, este vorba de colectarea datelor și a inclus achiziționarea, analiza critică și catalogarea datelor informațiilor, crearea unei baze de date cu toate datele de intrare și rezultatele evaluării calității datelor, livrării bazei de date pentru a face informațiile disponibile în mod public. Planul general pentru planificarea managementului riscului de inundații, master plan, a fost elaborat în cadrul proiectului de asistență tehnică pentru protecția teritoriului de inundații în perioada 2013-2016. A fost aplicată procedura în conformitate cu directiva UE privind inundațiile, deci 2007. Da? Și aici sunt câteva etape. Identificarea arelor de hazard și risc de inundații, identificarea măsurilor de reducere a riscului de inundații, elaborarea unui program de investiții și consolidarea capacității instituționale. S-a realizat modelarea hidrologică și hidraulică pentru 12.000 km de râuri pentru a identifica zonele cu cel mai mare risc de inundații. S-a efectuat estimarea la probabilitatea de 1%. Au fost efectuate modelarea pentru a identifica zona predispusă la inundații pe întreg teritoriul țării. Evaluarea vulnerabilității definită prin relația caracteristicile inundațiilor raportate la daune. Zonele inundate s-au suprapus cu vulnerabilitatea pentru a produce harta riscului de inundație. Aici avem harta hazardului, harta utilizării terenului, respectiv s-au suprapus, din care a derivat harta de risc. La colectarea datelor pentru modelarea hidraulică detaliată, s-au efectuat 1.294 de secțiuni transversale examinate, respectiv s-a efectuat batimetria canalului fluvial, 743 secțiuni traversale pe prut, 15.700 de puncte amplasate pe creasta digurilor, măsurate, starea digurilor a fost evaluată și au fost realizate 12.700 de fotografii georeferențiate, care le putem georeferența și le vedea pe hartă, rezultatele incluse într-un GIS prin care se identifică starea digului satisfăcătoare sau nesatisfăcătoare. Au fost utilizate datele obținute pentru tehnologia prin tehnologia de scanare LIDAR. Cu galben aici vedem datele LIDAR existente în partea centrală a Republicii Moldova. Deci datele acestea au fost obținute de la Agenția Relații Funciare și Cadastru. Cu roșu avem măsurători efectuate în cadrul proiectului, deci s-au făcut pe anumite zone, considerate zone cu risc înalt, s-au efectuat măsurători LIDAR. Și cu verde avem date generate prin metode fotogrametrice stereorestituție. Această zonă s-a efectuat în special în zona vecină cu Transnistria, din motivul că în această zonă nu s-a permis zborul. Pentru a efectua zborul și a efectua măsurătorile LIDAR, era nevoie de permisiune. Și în această parte a fost o situație de conflict, astfel s-au folosit datele și prin stereorestituție s-au obținut informația necesară. Totodată s-au făcut interviuri cu persoane, oameni, pentru a avea cunoștință despre râuri și starea lor, privind apărarea împotriva inundațiilor, aspecte esențiale pentru planificarea îmbunătățită a sistemului. A fost creată baza de date în format electronic, care conține date și informații colectate, contururi ale arealelor cu risc înalt de inundații, hărți de hazard, hărțile extinse
hărți ale extensiei inundațiilor pentru cazuri de rupere a barajului, profiluri longitudinale ale râurilor, hărți cu scheme de reducere a riscului de inundații. La crearea modelului s-a efectuat cuantificarea fluxului date de pe Nistru și Prut, aici mă refer în mare la Prut, analiza scurgilor de precipitație în cadrul bazinelor hidrografice. Modelele oferă date privind extinderea inundației, adâncimea inundației și viteza de scurgere. De asemenea, modelul a fost verificat, testat, calibrat prin analiza cu inundațiile istorice. Crearea de modele 1D și 2D pentru râu și câmpia inundabilă. Modelul 1D rezolvă ecuațiile lui Saint-Venant, 2D rezolvă ecuațiile lui Navier, inundațiile 3D realizează probabilitatea întâmplării și anume 1% pentru 0,5%, 0,8%, aici am menționat că o dată la 100 de ani, o dată la 200 de ani și o dată la 1000 de ani. Calibrarea sau verificarea, s-a făcut această verificare sau testarea prin operarea rezervorului costier stânca în timpul evenimentului din 2008. Avem aici graficul care ne arată care a fost fluxul sau debitul pentru 2008 și respectiv debitul obținut prin calcul. Respectiv s-a văzut că aceste curbe, aici avem curba galbenă și roșie, sunt relativ apropiate. Un element important la modelarea hidraulică s-a folosit o grilă de celule triangulare realizată pe diferite sectoare, în special cele cu risc înalt de inundații. Și ce este important, că pentru fiecare celulă avem următoarea informație, și anume suprafața, altitudinea, adâncimea minimă maximă a apei, altitudinea suprafeții, viteza, debitul și valoarea hazardului. Este o informație utilă care poate fi modelată, folosită, suprapusă cu alte date, ne poate completa informația respectivă. De asemenea, s-au efectuat profile longitudinale ale râului. Avem aici informația, inclusiv situația realizată lângă sau lângă orașul Ungheni. În rezultatul modelării s-au obținut hărți de hazard de inundații, avem hărțile, avem informația, lucrul acesta s-a arătat și mai înainte în alte prezentări. Hărțile sunt cu o legendă care ne arată foarte clar care zone sunt cu risc înalt de hazard, sunt posibile, eventuale posibilități de producere și manifestare a inundației. Evaluarea riscului de inundații are scopul de a estima consecințele negative potențiale ale scenariilor de inundații asupra sănătății umane, activităților economice și a mediului. Riscul de inundații este utilizat pentru a descrie efectele inundațiilor și anume probabilitatea inundațiilor în raport sau vis-a-vis de consecințele inundațiilor. Acest lucru este definit sau reglementat de Directiva Inundațiilor 2007. Criteriile la evaluarea riscului de inundații s-au elaborat anumite criterii. Aceste criterii au fost discutate cu părțile interesate și pe primul loc s-a pus impactul asupra omului uman, impactul economic, impactul asupra mediului. Avem o tabelă, s-a construit această tabelă, s-au făcut aceste analize și s-au identificat care zone sunt cu risc înalt, risc mediu și risc slab de inundații. În rezultat s-au construit hărțile de risc la inundații, avem această informație. Respectiv, în urma analizei efectuate, hărților de risc, s-au elaborat anumite măsuri de reducere a riscului. Și anume, obiectivele principale convenite cu beneficiarul a ținut de reducerea riscului de inundații pentru oameni, reducerea riscului de inundații a localităților, au fost identificate o serie de opțiuni, inclusiv acțiuni structurale pentru arele specifice și acțiuni non-structurale care pot fi aplicate oriunde. De asemenea, consultarea opțiunilor pentru
identificarea celor mai bune soluții pentru părțile interesate, realizate și prin diverse combinații. Opțiunile structurale le-au ținut de standardul de protecție ridicat, și anume prin manifestarea inundației odată la 100 de ani, adică 1%, și aici s-au identificat activități precum reabilitarea și consolidarea digurilor, barajelor existente, creșterea crestei digurilor, construirea digurilor noi, reducerea riscului de rupere a digurilor ori barajelor, îmbunătățirea sistemului de drenaj, creșterea capacității de descărcare a viiturii, creșterea capacității râului. Aici este vorba de curățirea canalului râului, care ar asigura un debit necesar în cazul inundațiilor. De asemenea, s-au identificat locuri în care se recomandă construirea de diguri noi pentru o lungime totală de circa 5 km, cu o înălțime cuprinsă între 1 și 3,5 metri și ridicarea cu 1,5 metri a unui drum existent pentru o lungime de 0,5 km. Avem aici indicat acest lucru în regiunea raionului Ungheni. Măsura este, la fel, măsuri structurale, este concepută pentru a elimina riscul de inundații din spațiile noilor diguri pentru un eveniment de inundații de 1%. Măsura de prevenire a inundațiilor este necesar de examinat în ansamblu, intervenții complementare legate de drenaj, de conexiunea cu drumurile locale existente, etc. De asemenea, pentru aceste măsuri analizate s-au propus și anumite costuri eventuale. Asigurarea cu mai mult spațiu de stocare împotriva inundațiilor. Unul din elementele de metode de reducere a inundației este descărcarea viiturii prin asigurarea de anumite spații pentru a colecta, a păstra apa. Asta este ceea ce s-a vorbit, că avem foarte multe ploi puternice, apa o lăsăm să meargă, să ajungă în Marea Neagră, dar nu o colectăm pentru a o folosi pentru alte scopuri, atunci când este nevoie. De aceea, acest program a prevăzut și anumite construirea anumitor zone de colectare, descărcare a viiturii, în vederea utilizării apei pentru scopuri necesare. Metode non-structurale. Aici este vorba de îmbunătățirea sistemului de gestionare a inundațiilor, mentenanța, sistem de avertizare, pregătire și răspuns la inundații, planificarea utilizării terenului, managementul bazinelor hidrografice, păstrarea solului și a apei de inundații cumulată și stocată, opțiuni combinate. Este vorba de îmbunătățirea digurilor cu întreținerea digurilor și a canalului râului, plus prognoza și avertizarea inundațiilor. Deci examinarea în comun ar da rezultate, efecte bine simțitoare. Dacă vorbim de analiza SWOT, poate fi aplicată prin analizarea și sortarea factorilor care afectează cei patru indicatori, și anume puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări. Punctele tari și punctele slabe sunt factori interni. Punctele tari și oportunitățile de obicei au impact pozitiv, în timp ce punctele slabe și amenințările au un impact negativ. Punctele tari ale oamenilor din zonă, din zona de studiu, este vorba de rețele sociale bune, statutul de proprietar al caselor, conștienți că trăiesc într-o zonă riscantă. Punctele slabe, oameni cu venituri mici, nivel scăzut de educație, veche generație, timp lung de recuperare după inundații, lipsa mecanismului economic de gestionare, cunoștință redusă privind reducerea riscului de dezastru, situat în zona predispusă la inundații, sistem de drenaj neadecvat. Oportunități pentru persoane din zonă, deci mai avem rețele sociale, ceva aici, cred că mă repet, să trec peste acest lucru. Dacă examinăm această analiză SWOT prin prisma puncte tari și oportunități, atunci, cu privire la elaborarea sau dezvoltarea unor strategii, ar fi introducerea sistemului integrat de avertizare timpurie, antrenament, instruire, simulare periodică a dezastrului, implicarea organizațiilor neguvernamentale în reducerea riscului de dezastru, consolidarea capacităților individuale, comunitare și instituționale. Puncte slabe în raport cu oportunități ar contribui, ar fi bine de luat în considerație la crearea și locuri de muncă, mai muncă neagricole, creșterea educației și a instruirii privind reducerea riscului de dezastru,
extinderea sistemului de drenaj, managementul integrat al dezastrelor, alocații în buget pentru dezvoltarea infrastructurii. O altă analiză prin prisma puncte tari și amenințări ar fi încurajarea socială pentru reducerea riscului de dezastru, abordarea socială privind schimbarea utilizării terenurilor, căutarea de finanțe alternative pentru gestionarea riscului de dezastru, puncte slabe în raport cu sau vis-a-vis de amenințări, fi elaborarea planului de pregătire pentru situații de urgență, elaborarea planului de recuperare, coordonarea între părțile interesate privind pregătirea, răspunsul în timp a inundațiilor și după inundații. Aici aș vrea să menționez, toată această analiză poate fi tratată ca și concluzii, dar mi-ar plăcea foarte mult ca și aș menționa o concluzie că, având în vedere că avem hotărârea de guvern aprobată în acest an privind un plan de acțiune privind protecția la inundații, am dorit ca rezultatele proiectului să fie o sinergie la această hotărâre de guvern. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund. Mulțumesc! Stimați colegi, dacă sunt întrebări din sală, stimați colegi de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sac Iași, dacă aveți întrebări la domnul Grama, vă rog. Nu sunt întrebări, domnul Grama, vă mulțumim foarte mult pentru explicita prezentare și analiza făcută. Mulțumesc și eu.